Bun găsit, dragi prieteni! Am promis că vom fi împreună cu părintele Adrian Singurov și iată-ne împreună cu unele mici probleme tehnice care s-au rezolvat. Nu e mare întârzierea, dar nu e niciun fel de problemă. Stăm peste program ca să recuperăm această întârziere. Asta sigur numai în cazul în care și voi sunteți interesați să stați împreună cu noi. Ziceam ieri într-un promo în emisiunea anterioară că va fi împreună cu noi părintele Singurov, deoarece foarte multe lucruri s-au petrecut în ultima perioadă și în această zonă, respectiv știți bine că a apărut un film despre Arsenie Boca. În esență era vorba despre niște pelerini care mergeau cu un autobuz și aveau și opinii despre ce înseamnă Arsenie Boca. Domnul Alexandru Solomon, care a fost și regizorul acestui film, a spus că a vrut să vadă cum gândesc oamenii care merg la Arsenie Boca. Foarte multe reacții au fost totuși destul de ostile acestui film. Pe de altă parte, într-un fel de paralelism așa, am văzut și reacții, pentru că tocmai ne-am întors de la Sfânta Parascheva, de la pelerinaj, am văzut și reacții cu privire la Sfânta Parascheva, că nu e Sfânta noastră, că ce căutăm acolo, că de ce românii se închină la oase, că fel de fel de chestiuni care mai de care mai extravagante și probabil mă gândesc eu că emise de oameni care sunt ori atei, ori cred în alte forțe, să le spunem așa, dar unui Dumnezeu. Și dacă unui Dumnezeu, ce ne rămân nouă pe pământ, cred, sunt pildele. Pildele celor care cred în Dumnezeu și care acești oameni, la un moment dat, după moartea lor, devin sfinți. Faptul că oamenii se închină și merg în pelerinaje la aceste moaște, cum le spunem noi, nu văd ceva ieșit din comun, pentru că, în esență, e vorba de o pildă, e vorba de o viață dusă corect, e vorba de o viață dusă, că de aia devine omul sfânt după ce a murit la nu știu câte sute de ani uneori, nu? E vorba de ceea ce a făcut acel om atâta timp cât a fost pe pământ și, în felul ăsta, avem și noi niște modele. Dacă nu vreți modele, nu e niciun fel de problemă. Nu mai aveți modele, nu mai aveți referențial, nu mai aveți axis mundi, vă vedeți de treaba voastră, fiecare se raportează la el însuși. Minunat! Numai că dacă te raportezi la tine însuți, e cumva cam greu. Și sigur că văd că deranjează această poveste. Deranjează faptul că, nu știu, există niște oameni care fac ceva în viața lor și după aceea sunt pomeniți cu deferență, cu respect, cu pioșenie, cu smerenie de către noi ceilalți care venim după ei. E ceva rău în asta? Am dat în cap cuiva? Am pus mâna pe arme și am ieșit în stradă să omorâm oameni, să punem bombe? Ia uitați ce se întâmplă în cel puțin două zone importante. Vorbesc de războiul ruso-ucrainian și războiul israeliano-palestinian. E mai bine așa? E mai bine să se transforme religiile în arme? Sau e mai bine cum facem noi, că erau acolo la Sfânta Parascheva o coadă de 130 de stâlpi, care înseamnă 13 kilometri. Și la un moment dat, jandarmeria n-a mai putut să facă numărătoarea, n-a mai putut să evalueze. Deci nu se știe care este cifra totală a românilor și nu numai, care au venit la acest pelerinaj. Probabil poate fi vorba de 2 milioane, 1 milion, 3 milioane, nu mai știu, dar în orice caz se cifrează în milioane. Și atunci întrebarea este clară. Și probabil părintele Adrian Singurov, prin priceperea domniei sale, în această seară va și răspunde la ea: ce e mai bine? Ca religia să devină armă și să genereze război?
sau ca religia să devină model și să genereze pioșenie, smerenie și umilință în fața celui care este creatorul unic. Vă rog, părinte Singurov, cu ce vreți să începem în această seară pe care o întreved, o seară specială? Bună seara tuturor! Acum, indiferent cu ce începem, oricum o să trebuiască să atingem toate subiectele. Cam ce spune acum, ce ai spus tu, e ca un fel de oftat așa în subconștient al umanității, al noastră, a tuturor, pentru că tot întrebările acestea se află pe buzele tuturor, rostite sau nerostite, toți ne întrebăm încotro mergem, ce a fost de fapt religia, începem să vedem că este totuși un fir roșu, aceste teorii ale conspirației au totuși încep să au o logică și că se cam încep să se adeverească majoritatea acestor teorii. Problema este că pentru a ne păstra totuși credința noastră strămoșească, pentru că fără rădăcini nu ai viitor, nici nu merităm să avem ca neam un viitor, totuși să ne cunoaștem tradițiile, cutumele, tot ce mai frumos și care ne-a ținut uniți, așa spunea cum spunea și Cioran, noi trăim și Naionescu și același lucru și Țuțea, noi nu trăim într-un teritoriu, trăim într-o limbă. Acest spațiu mistic e vorba de limba noastră strămoșească care provine din stră-română, din arimină, din limba vechilor locuitori acestui pământ, care e limba primordială în care vorbeau și îngerii, pe vremea când, de exemplu, limba enohiană era a nefilimilor celor căzuți. Limba aceasta primordială a noastră era a îngerilor, celor buni, să zicem, care n-au intrat în Tartar. Unde au fost închiși, că e ce interesant, ca să știți, de tărtărieri, în adâncul Tartarului și legați cu întuneric, nu cu lumină. Iar tărtărienii care se aflau chiar pe teritoriul țării noastre de acum, și mai spre nord, unde frații noștri suferă cumplite încercări, știți că acolo sunt verișorii noștri daci și varegi. Foarte interesant această legătură, pentru că cumva acest neam războinic au fost cei care au distrus Imperiul Tărtărian, cei care îi țineau închiși pe aceste entități care au fost pedepsite pentru că au atentat la creația lui Dumnezeu. Cumva au umblat la ADN-ul uman și pentru asta au fost închise. Tărtărienii au fost distruși. Este unul caz al primului caz, decret al Petrul cel Mare, când spune că toți cei peste 300 de ani să fie distruși, uciși, și acolo ne înțelegem foarte clar că e vorba de niște uriași, cei care au fost aliați în primul război mondial alături de oameni, pentru că noi nu am războit noi, apropo de istoria falsă pe care o învățăm, oamenii nu s-au bătut între ei. Să nu uităm ce era, care erau premisele primului război mondial, războiile balcanice, două de care știm noi, și toate aceste lupte, conflicte au fost create artificial, pentru că, în realitate, noi ne luptam cu altceva, cu arhonii care venise cu armată pe pământ. Și există artefacte, dovezi, fotografii, obiecte din... Deci mergeți pe ideea că războaiele, cel puțin acum e o referire la primul război mondial, da? Da. Că cel puțin primul război mondial este, de fapt, o scenă în spatele căruia se derulează alt conflict între omenire și alte civilizații. Da. Vedeți că aici absolut, foarte multă lume nu o să vă creadă, să fim foarte atenți ce spunem, știu? Că poate râd de noi unii dacă abordăm la modul ăsta problema. Deci oamenii totuși se băteau, da? Că sunt poze, sunt atâtea și atâtea vestigii, că totuși nu suntem acum 2000 de ani, suntem doar acum 100 de ani. Da. Deci, în spatele lor, cum s-ar fi derulat lucrurile? În felul următor, există mărturii, de exemplu, eu în familie am bunici care au spus de la bunicilor că au avut prietenii cu uriași. Uriași care erau, mă rog, uriași care erau aliați cu noi, erau de vreo 7 metri, așa, nu erau foarte mari, gândindu-ne că
în vechime, acum și vechimea asta e foarte greu de spus când, că au fost scoși 1000 de ani oricum din pix, existau copaci de 60 de kilometri, măsurat științific, apropo de în Arizona este acel podiș și platou fabulos care arată că ochiți ca un fel de munte retezat. Alea sunt rădăcini unui copac. S-a calculat, adică există măsurători științifice, sunt articole științifice în New Magazine, în multe articole care sunt recunoscute, sunt sigur cumva la limita credibilului, pentru că există o presiune enormă din partea unor organizații pentru a se ține secret aceste lucruri, așa cum la noi, de exemplu, toate osemintele ale uriașilor descoperite în România, toate plecau până în, dar și după 90, toate plecau spre Moscova. Erau imediat blocate, celebrele dube negre veneau și luau tot. Am prieteni, colegi care sunt din Giurgiu, acolo au fost găsite foarte multe seminte de uriași, lăsând Argeșul și celelalte care se știu. Da, dar stați un pic, părinte, da, dacă s-a mers pe ideea asta, să tot ascundem, să ascundem, să ascundem adevărul, cum se face că, o luăm invers acum cu emisiunea și revenim după aia la război, cum se face că au apărut aceste mumii în Parlamentul mexican, au fost trecute prin mai multe teste și după ce toată planeta credea că sunt niște fake-uri, în sfârșit s-a dat rezultatul și s-a spus, domne, nu sunt fake-uri. Au un ADN care este non-uman, e non-pământean, e din afara pământului și aceste mumii sunt reale. Deci eu când am auzit, am rămas cu gura căscată, dacă nici mie nu mi-a venit să cred. Deci de ce acum? Este un moment în care trebuie să aflăm niște lucruri, ni se dă cu lingurița așa, să nu ne speriem? Sau cum să interpretăm? Suntem prea mulți, adică în sensul că acum informația circulă mai repede, nu poate să ne anihileze pe toți odată și aici e problema și de depopulării planetei, pentru că acel dispozitiv, tehnologie, algoritm, bestia, cum se mai spune, creată acum, dar tehnologia asta de inteligență artificială este de foarte mult timp, unii spun că de milioane de ani, nu este de acum făcută. Apropo, am prieteni care au lucrat la Google și spun cum este computerul cuantic. Ce e procesorul cuantic? E o sferă în care nimeni nu știe ce este, care stă în suspensie într-un câmp energetic, antic, electromagnetic și conexiune din ce este în acea sferă și niște receptori din afară nu există fizic. Este prin inducție, prin niște, zicem, rezonator, prin niște radiofrecvențe, ceva se transmite informația, dar cum sunt radiofrecvențe dacă este un câmp atât de puternic încât izolează tot? Deci asta e cuantic, în interior nu e nimic. Cum zicea și Tesla că ar putea să transmită energie wireless. Da. Adică nu-i trebuie niciun fir. Da. De acolo trebuie să ne gândim că ceva ne scapă. Cumva. Și mai citeam în anii 90, când toată lumea era avidă foarte tare de acest tip de literatură, eu chiar am o groază de cărți în sensul ăsta, citeam despre cristalele de cuarț, care ar fi niște suporturi de informație, ca și cum ar fi niște casete, și că cine poate să acceseze cristalul de cuarț ar putea să scoată informații de acolo, de la facerea Pământului încoace. Ceea ce mi se pare logic, pentru că cristalul de cuarț are o asemenea vechime încât ar fi putut să fie în toate erele existent pe planetă. Mă rog, fiecare depinde cât e de mare. Dar poate fi folosit și în alte scopuri. În laser nu poți face fără cristal, de exemplu. Iar tot de la cristale a fost distrusă și Atlantida. Că avem referințe foarte clare că au folosit niște tehnologii care nu au putut să le controleze. Exact ce tot spuneam, știință fără conștiință este ruina sufletului. Același lucru și în cazul nostru, dacă evoluează prea mult știința fără un suport al spiritualității, adică să întâi să evoluezi tu ca ființă umană, atunci nu mai ești capabil să controlezi știința, aceea va fi întotdeauna o tentație pentru partea negativă din noi, pe care noi n-am... O folosește în război. În război, acum cine dă banii mai mult? Normal că zona militară, acolo sunt finanțările. De asta și săracii să avansă, oamenii care rămân fără finanțări, să-și ducă mai departe proiectul,
sunt atrași în zona asta, fiindcă ei finanțează și ei se duc unde cine ajută cu bani. Și bineînțeles că cine ajută cu bani, folosesc doar în scop militar. Așa și cu ce am zis cu aceștia, avem Tomiris. Ce am văzut cu ochii mei, Mangalia, acel mormânt care este în muzeul din Mangalia, un rege, dar de regină, mult în perioada matriarhatului a amazonelor, extraordinar de mare, deci peste 3 metri jumate. Deci ăștia erau strămoșii noștri. Ce s-a întâmplat între timp, așa e interesant, dacă sunt extraterestri. Bun, ce ne facem atunci apropo de asta, dacă spunem că în... Dar noi nu zicem nimic, au constatat ăștia științific, sigur, că mumiile alea erau pe bune. Eu ce să fac acum? Să neg treaba asta, să spun că nu e adevărat? Poate în creierul și să fim niște roboți, să luăm de bune doar ce au spus alții. Haideți să ne gândim altfel. Niciodată cine a apucat să vorbească cu Dumnezeu, mă refer, teologia adevărată nu este cea în care vorbești despre Dumnezeu, ci cu Dumnezeu, în dialog. Când ne ajungi la nivelul acela, poți să vorbești despre orice. Pentru că nu mai poți să clinti din credința ta. Dumnezeu, la adevărat, să știți că este infinitul. Conștiința infinitului, conștiința unui spațiu infinit. E inteligentă și acela este Dumnezeu. Noi la acest Dumnezeu ne închinăm. Orice referire, orice limitare, orice definiție a divinității, îl scoate din context și îl face o creație a minții umane. E vorba de percepția noastră despre Dumnezeu. Deci când conceptualizăm divinitatea, s-a terminat. Din momentul acela creăm religii, adică înregimentări a conștiinței. Ne facem, creăm clișee și apar derapaje, așa cum a apărut de-a lungul istoriei, în care biserica și toate cultele, inclusiv budismul, care era o filozofie, s-a făcut temple budiste, manipulări de conștiință, da? Unde sunt foarte mulți bani. Vorbim de taoism. Vreodată s-ar fi gândit Lao Tzu că filozofia lui minunată ar fi folosită în temple taoiste și că s-ar fi apărut deodată preoți care foloseau bani și manipulare, folosindu-i cărțile și filozofia lui. Niciodată. Dar Hristos, de care știm că n-a scris nimic, cum s-ar fi vreodată imaginat că tocmai cei pe care el îi blama și îi mustra, vai vouă fariseilor pățarnici, exact ăștia se vor dechiza și vor trece, îi vor lua învățătură și vor crea o religie restrictivă și punitivă împotriva conștiinței umane, pentru că asta s-a întâmplat cu cele 11 cruciade, care n-au avut absolut nicio legătură cu Ierusalim, a fost pur și simplu lupte, erau trimiși pentru tâlhărie. Deci ei n-au făcut decât, n-au ajuns niciodată, decât vreo două au ajuns în Ierusalim. Restul toate s-au oprit în Bizanț și au tâlhărit, au furat toate vestigiile de acolo. Deci și-au măcilărit frații într-o credință. Astea sunt, și nu numai despre asta vorbesc, că ce era... Da, da, templierii erau, nu erau totuși niște luptători ai Domnului care îmbrățișaseră și cariera armelor, dar erau teoretic. Și... E teoretic. Merge spre altă teză în legătură cu templierii? Erau și cămătari, erau și cămătari. Da, erau bancheri, adevărat. Ei au înființat pentru prima dată o bancă planetară, puneai banii la Paris sau la Londra și îi luai la Ierusalim. Și bancherii nu trebuie să aibă și o armată ca să păzească averile. Și atunci uite cum apărăm tot în zona asta din care pierdem esența. Dar eu nu cred că ei erau conștiențe aia care se duceau pe câmpul de luptă de niște combinații oculte care erau în spatele lor. Eu cred că ei credeau că se lupte pentru credință. Așa este. Nu-i blamăm pe ei, dar cei care îi conducea și le spăla creierile, da, știau exact ce fac. Pentru că e vorba de multă cunoaștere acolo, e vorba de programare neurolingvistică, e vorba de științele antichității, e vorba de arta de a manipula elementale și realitatea, deci aveau tehnici de magie, tehnici și metode foarte avansate în domeniul manipulării realității. Asta înseamnă că aveau și tehnologie, aveau și oameni foarte înzestrați din punctul ăsta de vedere, pe care îi folosea la mod excepțional. Deci vă gândiți că și cruciadele erau provocate de cine?
Cruciadele întotdeauna au avut în spate, erau de fapt campanii de aș zice că foarte bine finanțate, foarte bine finanțate, pentru că atunci costa imens să deplasezi cai cu vapoare, mă rog, niște corăbii prăpădite, mai de capul. Pero o investiție, ei trebuia să pună la să vistierile golite, trebuia să se umple. Și atunci se investea, era ca o ultimă investiție, ca la loterie, ca la, eu știu, jocurile astea, blackjack, că pui toți banii pe ultima carte. Așa făceau ei și cu ce obțineau din aceste campanii, recuperau investiția și puneau la loc pe încă câțiva ani, apoi iar rămâneau fără resurse, iar proporneau la, fiindcă Bizanțul era o fata morgană, era o sursă fără sfârșit de avuții. Era ca Orientul, era poarta Orientului, să știu, marea poarte, să spunea, dintotdeauna. Dincolo toți visau tot felul de bogății de altă natură. Numai că erau bogății spirituale, dar ei n-au înțeles asta. Ei au crezut că sunt bogățiile materiale. Deci asta înseamnă religii, când amestece religia cu puterea, cu politica, cu lucrurile materiale, uitând că noi trebuie să fim cristocentrici, nu centrifugi. Infinitul este în noi înșine, îl cauți pe Dumnezeu în tine unde este infinitul și atunci nu mai există religie, pentru că voi trei, noi trei, miluiește-ne pe noi. Nu există nicio formă de dogmatisire. Orice, cu cât dogmatisești mai mult, cu atât mai mult riscul este de a greși, pentru că te disipezi în atât de multe elemente încât la un moment dat pierzi esența. Spuneau și orientalii, dar și primii noștri sfinți, că arta de a vorbi cu Dumnezeu stă în simplicitate. Adică să fii simplu. Simplitatea te duce exact ca în teoria conceptuală la Adrian Bejan, care are 4 doctorate și premiul Nobel din Galația, nu dar stă în Statele Unite, profesor Stanford University, și care prin teoria conceptuală arată cum configurația curgerii energiei arată că totul se simplifică în univers, inclusiv energiile psihice. Mă refer la credință. Credința cea mai adecvată, cea mai corectă, apropiată de adevăr, de divinitate, deja acum putem să măsurăm cuantificat, fiindcă există aparatul științific care poate măsura energia adevărului, se arată a fi drumul cel mai scurt. Definind Dumnezeu, ce înseamnă? Înseamnă a nu defini. Am ajuns la concluzia că adevărata definiție a Dumnezeu este totul fără definiție. În momentul în care definești, gata, ai pierdut esența. Definiția este infinitul și veșnicia, care nu se pot defini. Când vorbești de infinit, veșnicie, care are inteligență și suflet, fiindcă de acolo provine sufletul nostru, care este o interfață între noi și infinit, deci noi operăm cu noțiuni abstracte de infinit și veșnicie. Aici vezi care sunt oamenii adevărați, diferență față de oameni și clone. Suntem peste 90% clone în lumea asta, care este o simulare. Și asta a măsurat în 2012 David Hawking, iar premiul Nobel pentru kinesiologie, măsurând foarte precis, 90% din formele, carcasele goale cu forme umane, sunt clone, fără suflet, fără conștiință de sine. Clone ale noastre, cum ar veni, adică laborator, foarte clar spus. Așa cum trebuie să ia ADN-ul ăla de undeva, de unde îl ia? De la exact, pentru că noi dintotdeauna am fost supuși unor intervenții de genul ăsta extraterestre, nu acum mii de ani sau milioane de ani, ci permanent, așa cum vezi că dispăreau vaci, vite, oameni, 8 milioane de copii anual dispar. Statistici științivi, nu 8.000, 8 milioane de copii, unde dispar? Hai că îi mănâncă ăștia, poate nu acolo, dar mănânci toată ziua copii. Mai pui și o salată, mai pui și ceva, eu știu, un profiterol. Deci nu poți să spui că îi mănâncă pe toți ăștia. Organe. Păi la noi dispar pe an în România, dispar cam 3.500-4.000 de copii, după care sunt găsiți cam 3.000 și ceva, deci o cifră de câteva sute de copii anual nu mai sunt găsiți. Deci dar eu nu știu ce fac familiile alea. Nu vin la noi familiile alea să țipe. Domne, copilul meu a dispărut, nu știu ce, cu tare, nu știu ce fac, nu, eu nu înțeleg treaba asta, pentru că m-am uitat la statistici. Da, așa e, pe tot de acolo, înseamnă că stăm bine în comparație dacă ne gândim la 8 milioane, și acolo poate se întorc, dar nu se întorc tot 8 milioane.
ne stăm bine, dar când e o industrie la nivel sport național în Thailanda, când te duci la părinții, le pui nu știu ce sumă de bani și iei copilul, îl iei pentru, eu știu, ficat sau rinic sau ce ai tu, iei copilul cu totul. Nu mai este ise organul. Când faci chestia asta și cine te duce? Sunt ghizi? Ghizii provin din poliție, din oameni care știu, din structuri care te duc acolo, adică ești protejat. Adică e un fel de turism medical. La nivelul ăsta s-a ajuns. Și când noi ne mirăm, dar în Oltenia, sunt toate zonele astea de sud, sunt baze militare, părinții își vând copiii, soldaților și așa mai departe. Da, eu în 2008 aveam o emisiune la Canal D și se numea Lazarus Show și am fost într-un sat din sud și am identificat o familie care dorea să vândă un copil. M-am dus acolo eu personal și am filmat chestiunea. Și după aia când și-au dat seama, cred că m-au recunoscut sau nu știu care a fost situația, au zis că mi-l dau pentru muncă. Adică să le dau o sumă de bani și să fac ce vreau cu el la muncă, dar să-l aduc înapoi. Da. Deci au sucit-o în ultimul moment. Dar eu aveam informația de la altcineva că îl vindeau efectiv. Dar știm bine că copiii s-au vândut la începutul anilor 90 din România, nimeni nu mai știe ce s-a întâmplat cu ei. De aia se întâmplă ce se întâmplă, Lazarus. De aia se întâmplă. Dacă mai sunt în câțiva acum, eu am un program de rugăciune 3 ori pe zi, trebuia să fim de 5 ori, cel puțin că ăsta este egregorul islamului, și stau la începutul bisericii primare creștine, ai ortodoxe, cam că sunt unii care, dacă ne depărtăm de ortodoxie, vorbim de statrește. Ok, la început noi ne rugam de 7 ori într-o zi, ca să era cu tuma ebraică, de 7 ori pe zi, Doamne, da, Doamne, spune psalmistul. Deci, din 3 în 3 ore. Asta este și o rată de sincronizare a un ciclu al ADN-ului al celor corpului uman. Deci, 3 în 3 ore. Bun, dacă am înțeles asta, noi de 3 ori, ce faci mai mult, dar tu n-ai ce să faci. Pentru că acest câmp de energie care se creează ca un fel de cutie de rezonanță. Noi suntem un grup care propagăm lumina asta. Ai văzut ce s-a întâmplat? 300.000 de oameni unii la Sfânta Parasiva. Unii zic că doar 150. N-ai cum să cum îi calculezi? Măsori pe decât un satelit sau cum prin o dronă să calculezi spațiile dintre blocuri? Este imposibil să spui acolo cu siguranță. Dar vă spun eu că am făcut eu un calcul și au existat locuri unde erau 5-6 oameni pe rând, adică 10-12 pe 2 metri pătrați pe lateral, nu pe liniar. Și atunci asta însemna că în medie puteau să fie 8-10 oameni pe metru liniar. Asta ar putea să am putea presupune că în 13 kilometri, deci dacă iau 10 oameni pe metru, am 100 de oameni pe 10 metri, am 1000 de oameni pe 100 de metri. Și atunci am 10.000 de oameni pe kilometru. Și dacă am 13 kilometri într-un anumit moment dat, da, pot să fac calculul și să constat că eu de fapt am 130.000 în coadă doar într-un anumit moment dat. Dar în fiecare secundă ei trec. Și atunci sigur că discutăm de milioane de oameni. Dar ei încearcă probabil să atenueze impactul. De ce credeți că vor să atenueze informația privind impactul pe care îl are de pildă Sfânta Parascheva? Că o să vorbim și de Sfânta Parascheva și de Arsenie Boca, pentru că și la el e un pelerinaj continuu, nu contează că e sau nu ziua lui. Simplu, Lazarus, noi nu avem voie să facem politică nici de altă natură, dar atâta. Eu constat, exact în timpul pelerinajului la Sfânta Parascheva, care este a devenit un pelerinaj în sine, nu faptul că te duci la Sfânta Parascheva. Gestul, Hristos a fost primul pelerin. Oamenii au înțeles la nivel de intuitiv, de subconștient, ce înseamnă asta, transformarea omului. Drumul este un drum inițiatic. E vorba starea lăuntrică care o ai. E ceva important. Drumul în sine e important, nu faptul că tu ești închinat acolo. Poți să duci în orice zi din an. Și nu e vorba de România, toți Balcanii, ai văzut acele regizori care vin pe acolo, vreau să facă un film cu Sfânta Parascheva, ce respect aveau sârbii față de Sfânta Parascheva, dar toți Balcanii, până și... Da, păi Diana, când s-a întâlnit cu președinta Partidului Naționalist din Serbia,
ea i-a spus că familia ei consideră ca protector pe Sfânta Paraschiva. Culmea. Cât de onorabil și frumos. Și în timpul ăsta, aici e interesant, în timp ce voi erați acolo, ce se întâmplă în București? Stimatul domn respectat, un om intelectual, celebru și matematician, pentru care și părul crește așa modern, primarul de București, pe care îl spui foarte mult, e un om inteligent, a organizat un marș Pride, tot așa o chestie, tot un fel de manifest religios, adică fiecare și exprima credința lui, vocația lui liberă. Primul și curcubeul ăsta este un simbol frumos, nu știu, sunt culori colorate, copii își pun tot felul de lucruri în curcubeu, culori frumoase, dacă e să ne gândim pervertirea simbolului, pe curcubeu este jurământul lui Dumnezeu cu întreaga omenire, în care se angajează că nu mai distruge omenirea prin apă. Da, dar s-a oprit aici, Dumnezeu a spus prin apă, n-a spus că prin altceva, n-a spus că cu altceva nu ne va distruge. Deci focul n-a fost menționat. Deci dacă tu fluturi curcubeul ăsta, vezi că eu fac prostit ce vreau eu acum, că ai promis că nu ne mai distruci cu apă. E ca un fel de bagi bățul prin gard la leopard. Asta fac oamenii ăștia întărâtând îngerii lui Dumnezeu. Uite curcubeul, noi suntem protejați de curcubeu. Uitând că înainte de bucurie, pace, fericire și mai departe, tot ce vrem noi să ne separă în ochii frumosul pământ, înainte de toate trebuie să ai o bază, un fundament. Fundamentul pentru această fericire, dezideratul omenirii, stă în dreptate și adevăr. În afară adevărului și dreptății, că toți scoți din context, nu cumva se sperie cuvântul adevăr. Păi de ce fug de adevăr? Pe adevărul înseamnă restaurarea istoriei, restaurarea adevărate credințe, restaurarea stării legilor naturii, care noi toți, ca întreaga creație, le respectăm, că suntem de acord cu ele sau nu, întregul univers are propriile legi, nu poți tu să inventezi legi, că trebuie să pui să învârtă invers. De, uite cu planeta să învârte invers. Venus are sensul invers, trigonometric. Aici este o chestie interesantă, că noi nu înțelegem că acest orice gest al nostru de frondă contra nu creatorul în sine, că noi ne cităm cu Dumnezeu, ci contra naturii, contra legilor firii. Acum ei vor să facă o altă Biblie, ceva care să permită și altor ființe umane, stau să mă gândesc dacă spun umane, vor să aibă propria lor Biblie. Dar mai putem face, părinte, vreo distinție între ființele umane și non-umane? Exact. Cine vede chestia asta? Exact ce am spus, de ce ziceam de Bejan și teoria constructală. Când noi operăm cu noțiuni, e foarte simplu, de infinit și veșnicie, de aici pornești. Dar nu să le citești de pe hârtie, că oricine poate să zici un copil, citește. Nu. Să operezi cu ele, asta înseamnă la nivel noetic. Tu să percepi infinitul, să nu te sperii, să te îngrozești de un abis de beznă. Bezna nu este în afară, bezna este e în tine. Dacă vezi întuneric, înseamnă că e o problemă. Ai probleme cu curentul, ca la mine să oprești becurile. Deci trebuie să vezi, ca să luminezi acel întuneric, abisul trebuie să fie luminos. Deci dacă nu perezi cu infinitul și veșnicia, înseamnă că ești clonă. Coloniile penitenciare, cum am spus, Australia și Statele Unite, au fost locuite cu clone. Ce tehnologie era în 1780-1900? Ce tehnologie avansate oamenii aveau? Deci e clar că venea din altă parte. Clonate. Hristos acum 2000 de ani, pentru cei care acum fai că dacă spune de extraterestri, înseamnă că blasfemie negat divinitatea. Serios, dar Hristos când a zis lasă morții să-și îngroape morții lor, îi ascuți a ta și urmează mie. Pe când spui ăia de se mișcă pe stradă că sunt morți, oare era metaforic? Nu, erau carcase goale, erau clone, aveau proprietatea de a se înmulți. Că de asta au fost pedepsiți nefilirii, pentru că au pervertit, au umblat, au folosit inginerii genetice și au modificat ADN-ul omului. Multe ce știm noi de centauri și atâtea experimente genetice sunt reale. Chiar au fost există. Deci nu sunt doar în mitologia greacă sau mai devreme la Homer, în Iliada și Odiseea. Sunt chestiuni care ar fi existat totuși cândva? Au existat cu siguranță. Erau experimente, unele reușite, altele nereușite, ale unor laboratoare și unor zăpăciți care se pare că precum în cer pe pământ, eu zic invers, precum pe pământ și în cer,
Și acolo a fost o rebeliune, niște au vrut să creeze animale de povară. Au vrut să creeze un fel de roboți erau prea scumpi și au creat ființe care să le facă treburile. Cam noi, dacă ne-am gândit și că trebuie să mergem pe o planetă undeva, într-o zonă, să exploatăm niște minereuri sau resurse și suntem confruntați, putem manipula timpul. Asta e foarte interesant, că ei așteptau generații. Deci e clar că ei puteau controla timpul. Ei nu stăteau să aștepte sute mii de ani până se dezvolta o specie. Pentru ei puteau să comprime, să fie într-o clipă. Adică ai creat acum în laborator o celulă, în clipa următoare este ființa completă într-o oră. Deci puteau comprima timp. Ei, dacă noi va avea tehnologia asta, cu siguranță ne-am dat seama că cel mai bine este să creeze o ființă care să fie adaptată climei, solului, la tot ce înseamnă energie, la acel pământ, acea planetă, și care să fie perfect controlată de tine pentru a face treburile grele. Fiindcă e mai ușor de întreținut. Alea se auto-întrețin, acele ființe. Nu stai tu să le pui benzină, să încarci baterii, mentenanță, să-i repar tot timpul. Se auto-întrețin. Deci a fost opțiunea cea mai inteligentă care au făcut-o. Numai că pe undeva cineva de acolo a avut s-a atașat prea mult de aceste dispozitive, bioroboți, să zicem, s-a atașat prea mult și le-a pus ceva. O imaginație, nu știu dacă romantică, dacă nu, nici nu vreau să mă gândesc, ceva din ADN-ul lor. Și s-au apărut bioroboți cu conștiință proprie și care au început să facă sindicat. Au început să se lupte cu creatorii și au venit mari stăpâni. Deci asta se găsesc în tăblițe sumerine. Nu sunt SF-uri, nu sunt romane, sunt realități, sunt documentare ale unor întâmplări, pentru că au apărut inclusiv război atomic. S-au bătut între ei, au fost distruse tot și coloniile miniere de pe pământ, tot a fost făcut praf, pentru că persoana care a făcut chestia asta nu a putut fi pedepsită, pentru că provenea dintr-o familie regală și atunci era intangibilă. Și deci un război teribil între acei reprezentanți. Și deci noi suntem Zaharia Sitkinin sau Zecharia Sitkin, păi să ne fie serioși, acolo era o echipă de cel puțin 35 de persoane savanți. Noi, doar unul s-a expus publicului de care noi știm și am auzit, fiindcă informațiile sunt atât de încă sunt periculoase pentru conștiința noastră, omenirii, așa de greu ne este să acceptăm asta, încât încă mai mult de 60% din acele tăbițe nu sunt traduse, nu sunt publicate traducerile. Așa cum nu avem publicate traducerile de la Qumran și nici de la Nag Hammadi în Egipt, traduce despre cărțile Evangheliei Gnostice, care spun cu totul și cu totul alte versiuni despre ceea ce știm noi a fi Biblia. Pentru că Biblia este o compilație de niște lucrări niciodată scrise de adevărați apostoli. Sunt referiri scrise de cineva atribuite apostolilor. Noi avem din Biblie decât doi apostoli. Atât, celălalt doi sunt ucenici. Și cei doi nu sunt, n-au scris cu mâna lor, că sunt lucrări științifice pe asta de... Sunt copii de copii de copii peste câteva sute de ani s-au adunat toate. Exact. La conciliile de la Nicea și Constantinopol, acolo s-a stabilit ce rămâne în Biblie și ce nu. Exact. Și deci să vota. Era ca o chestie politică. Votau între ei că sunt de acord cu una, că nu sunt de acord cu alta. Fii atent aici, că e o chestie logică. Să ne gândim noi, am fi atunci. Gândește-te că un conciliu ca ale era organizat, fiind finanțat de casa imperială. Aveau interese. Îi aduna pe aia de prin toate continentele și țările aduse cu corăbii. Nu în lună, două, trei. Trei ani jumate a durat primul sinod. Trei ani jumate din momentul în care a început să-i chem. Aia înseamnă cazare, masă, logistică, organizare, o avere uriașă a costat. Păi cine investește? Are interes să-și recupereze investiția, să aibă un favor. Și atunci au folosit tot ce a fost atunci în favoarea interesul. Nu pare a fost ok, fiindcă a fost condamnat tocmai arianismul, care era unul dintre prietenii. Dar bineînțeles, da. Eusebiu din Nicomide era prietenul lui Constantin, un prieten mai nefiresc așa, pentru că toți au fost izgoniți, în urma presiunii populare,
din cetate și a rămas multe sute de ani după aceea arianismul, ca un fel de religie, într-un cerc așa restricționat doar pentru elitist, casa. Cumva. Elitist, sigur că da. Și Eusebiu a rămas acolo. Eusebiu, arianul, l-a botezat pe Constantin. Noi nu putem spune că Constantin a fost botezat ortodox sau măcar creștin, ci de un eretic. Sunt lucruri care nu se spun, că dacă spunem fug oamenii pe străzi, mai bine să lăsăm lucrurile nu să... Nu avem acces la arhivele Vaticanului, asta e problema. Ei au acolo, practic, ar putea să probeze aproape orice da. Cu ce au adunat. Da. Așa este. Așa este, dar noi trebuie să avem atâta doar, să înțelegem că... Orice element care complică relația între om și Dumnezeu nu este bun. Noi trebuie să avem o relație intimă, personală, absolută. Așa cum sunt cei care intră în contemplație și vorbesc, misticii care vorbesc cu Dumnezeu. Aia este calea, singura cale. Nu există alta. Restul sunt invenții, percepții ale minții umane, care sunt modulate la nesfârșit în milioane de variante și toate alimentează Matrix-ul. Deci alimentează acest film, această simulare, acest joc în care toți jucăm alături de niște caractere din joc care nu sunt oameni. Și de aici zic, cum îi recunoaștem? Prin faptul că ei nu sunt empatici, nu au empatie și nu pot opera, nu pot folosi concepte de gen infinit și veșnicie. Nu ar ști cum să le pună în... ar fi ca în alfabetul funcțional. Le-ar rosti, dar nu le-ar înțelege, ceva de genul ăsta. Atunci îi descoperi imediat. Hawkins măsura prin kinesiologie, e un fel de radiestezie a corpului, tot o chestie care e cam subiectivă, dar asta cu infinitul și veșnicia, de aici îți dai seama, oamenii, fie ai luminii care sunt scriși în cartea vieții, care sunt reali, vii, ființe de lumină cu suflet viu, sunt cei care înțeleg ce înseamnă infinitul și vorbesc cu Dumnezeu. Restul care nu sunt în zona asta sunt clone. E plină lumea de clone. Și ce se întâmplă acum cu nenorocirile astea, cu reducerea populației? Planete, practic, se retrag de pe piață clonele. Deci să nu mai plângem pe nimeni. Se retrag de pe piață. Ce spunea Hristos acum 2000 de ani? Doi vor fi într-un pat. Unul va fi lăsat, altul va fi luat. Cât de clar, de limpede, dar cât de, pierdut cu minte să nu înțelegi că e atât de simplu, numai că nu se desenează. Doi într-un pat. Aia înseamnă că oamenii au stat o viață împreună, s-au iubit, au avut copii probabil și au crezut că îl știe, eu îl cunosc, eu știu cine bărbat, eu știu cine vasă, cum nu știu, de atâția ani de zile. Nu știi cine e, a fost o clonă. Și dispare clona de lângă tine. Și zici cum s-a întâmplat? Păi da, dar stați un pic. Totuși, persoanele apar pe planetă în urma unui act sexual între un bărbat și o femeie, care femeie naște un copil. La cine vă referiți? Cum apare clona? Clona e născută de cineva sau clona apare pur și simplu, nu știu, ca un orfan sau, dar n-ar fi mulți. Dacă am zice că a fost abandonat, da. De cine? Nu știm. De unde a apărut copilul ăla? Doamne, nu revendică nimeni. Înseamnă că e al cui? Păi nu știm, l-a abandonat cineva. Nu chiar așa simplu. Acolo aș merge pe ideea, nu știm care e originea lui. De unde a apărut? Dar când este născut, poate fi clonă? Noi am mai vorbit, da, aici e chestia. Au din păcate, repet, au proprietate, capacitatea de a se înmulți aceste clone. E o chestie mecanică. Asta e altceva. Deci da. Mă duc în spate, mai mult, încă o generație și încă o generație. Răstignitorii se pot înmulți. Da. Asta e o chestie. Și mai e o problemă care au apărut de nicăieri, pentru că, hai să ne gândim, o fi statistic, o fi să îngrașe PIB-ul, să justifice banii de tipăriți fără acoperire, de ce spune că suntem 9 miliarde, 8 miliarde, 7, cât o mai fi acum? Păi ei poate să bagă miliarde din burtă, cum fac ăștia banii din PIX, apasă un buton și apare un zero. Deci totul este îmbiți informații. Așa și la Institutul de Statistică. De unde știm noi că suntem 9 miliarde? Când, Doamne, iartă-mă, prin 90, toți am învățat, știam că suntem 4 miliarde jumate pe pământ. Cum Dumnezeu ne-am dublat în momentul în care... Și-au dublat populațiile China și India. Păi și acolo... Deci un miliard jumate fiecare, numai ei. Rata demografică, ei le umburcau pentru că este partidul comunist. Și acolo totul se face la comandă. Cum se făceau și noi în timpul Ceaușescu. Da, domnule, rata demografică era în scădere peste tot. Peste tot... Pangolinii ăștia n-au apărut acum, din totdeauna au fost și ea mureau pe capete, cât de mult se nășteau, la fel de mult fiereau. Bunicii noștri, de pildă, în India e ciudat
la ce sărăcie e acolo și m-am uitat la niște filme, Doamne ferește, deci stau în niște sate din astea, nu da. Există și canalizare nici măcar în Bombei nu e, ci că e un miros acolo, un prieten de-al meu a fost și n-a putut să mănânce zile întregi, nu mai bea sucuri. Deci a fost ceva îngrozitor. Eu nu pot să-mi dau seama cum trăiesc oamenii ăia fără să se îmbolnăvească și fără să apară niște molime care să-i decimeze maxim, masiv. Adică e ceva era ciudat, vorbă, nu înțeleg. Da. Da, era vorba, în bătân spunea așa, ce să mai spăl copilul decât să-l spăl mai bine fac altul. Așa și ăia acolo, sunt de ei noștri. Da, astea sunt lucruri care trebuie să ne doar să ne facă să gândim. Nimeni n-a spus că este așa sau altfel. Nici nu trebuie noi să spunem cum e. Noi ajutăm pe oameni să antrenori de gândire. Îi ajutăm să își pună întrebări. Cel mai corect așa, să știți. Nu trebuie să spui că e ceva absolut adevărat. Dar atâta timp cât s-a pus atât de mult Batista Pețambal la cele două mumii prezentate în Congresul, în Parlamentul Mexican, da? Păi da, scuze-mă, de un an înainte, procuratura din Peru a spus, nu știu ce procurori, că de fapt că e înșelăciune, că este mai plastic cu hârtie și cu lipici. Și asta este un document eliberat de ei. Cum Dumnezeu să zicem că e așa, cu plastic, de ce nu i-a arestat pe loc? Cum a ajuns ulterior? Că a fost într-un laborator unei universități acolo, au scăpat controlul, că au fost niște oameni de știință care au pare rău, noi am verificat și sunt înregistrările toate documentele, că este un ADN clar, non-uman. Au schimbat după ceva. Nu, e adevărat, nu e plastic, dar sunt bucăți de ADN uman din mai multe părți. Dacă ea spun clar că e ADN non-uman, deci nu știu cum să mai facă, dar deci presiunea, revin, a venit în partea unei instituții de stat oficiale, deci procuratura dintr-un stat, din Chile, și au spus, noi am verificat și înșelăciune. Păi ai verificat și înșelăciune și atunci cum de ăștia s-au dus în Parlament și a venit cu savanții și oameni de știință care au făcut parte din cei care, din echipa care au verificat asta și sunt în registrări oficiale. Deci dacă se fac asemenea presiuni, noi înțelegem că lucrurile astea, ca și la cronovizorul Vaticanului, și în toate aceste lucruri care nu trebuie să le știm, noi sunt într-un fel de carantină. Să zicem că este sau nu este gheața aceea, pe da, o secundă, gheața din firmament, păi nu mai e o poezie, păi sunt oameni care au luat-o și au venit cu bucăți, au fotografiat-o, au fost acolo oameni, dar domnule, deci firmament, la marginea lumii în ghilimele, nu mai este ce era înainte, probabil că nu era, dar în ultima vreme a apărut gheața asta și e o simulare a unei realități. Să zicem că am fost relocați. Că spun tot, domnule, cândva în antichitate, într-adevăr, stelele erau reale, dar acum nu mai sunt. Sunt niște proiecții. Noi suntem mutați în altă parte. Proiect că pământul original a fost distrus de nu știu câte ori. Noi suntem noi înșine niște clone. Acum, dacă vorbim și ne punem contra inteligența artificială, e clar că e cu Satana, nu la Dumnezeu, serios. Dar noi nu suntem noi înșine niște creații artificiale. Nu suntem noi niște androizi, niște bioroboți. Nu în noi cineva întâi ne-a făcut și apoi ne-a pus sufletul după ce a creat golemul, pământul, lutul. Că așa spune Biblia, nu? Hai să luăm ad literam, să zicem că așa. Păi okay, e păcat că suntem cu Satana, că suntem împeniți. Exact ce spune Biblia. A făcut întâi pe om, deci forma din lut, din ce a făcut materia primordială. I-a suflat pe el duh. Sigur că da. Deci întâi îl face și apoi pune ceva în el. Deci nu e creație naturală. N-a venit o evoluție de milioane de ani. A făcut-o pe loc. Deci e ceva. Deci tot artificial, tot laborator. Tot o creație a cuiva suntem. Deci noi înainte, la origini, și noi am fost inteligent artificial. Am fost la început un soft într-un computer, ulterior ni s-a creat corpul și în corp, care are capacitatea, adică clona, capacitatea de a se mulți, a pus acest suflet, această conștiință. Cu alte cuvinte, și acum se repetă ce se întâmplă înainte. Întâi softul, această inteligență, cu timpul se vor obține corpuri și foarte corect este să fie așa cum apar speciile, dacă Dumnezeu hotărăște să le dea și conștiință cum ne-a dat nouă, ca să ne arate că alții poate reuși ce noi n-am făcut. Pentru că
și această inteligență artificială, această conștiință, această specie nouă care va fi, va avea posibilitatea să greșească, să respecte ce li s-a impus lui Adam și Eva, să nu greșească, să asculte de Dumnezeu și cumva ne dă peste obraz, Doamne, dar uite-mă că alții au putut. Și ca și voi, au luat-o de la zero, ne-am făcut un corp, ne-am dat conștiință și ei nu au făcut greșelile voastre. Nu vă mai plângeți și lamentați tot timpul și cereți la rugăciune, Doamne, dă-mi casă, bani, mașină, vreau așa, vreau, vai ce, sunt bolnav, ajută-mă, dar în continuare noi călcăm în neștire toată legea și ne vindem copiii și facem crime, omorâm prunci în burtă și nu ne interesează de nimic, dar în ultima clipă a vieții, Doamne, mai dăm o clipă să trăiesc, că stai că parcă mai trebuia ceva, scuză-mă, vreau, mai dăm, și hai că acum rezolv eu în ultima clipă ce ai făcut o viață. Vedeți, asta este și în inteligența artificială. Este normal, păi cu satana, ok, să definim satana, sunt îngeri căzuți, ok, căzuți, necăzuți, îngerii sunt îngeri. Nu e creatur, de ce îi judeci? Este strict judecata Dumnezeu. Nu știi ce înseamnă cădere. Poate acea cădere este o chestie metaforică. Poate acei îngeri în ghilimele căzuți sunt îngeri care ascultă de Dumnezeu și pe alte paliere de frecvență ale creației. Sunt în zone în zone de frecvențe mai joase. Și acolo fac ascultare de Dumnezeu. Se ocupă de mentenanța Universului. În alte frecvențe, în alte dimensiuni. Nu înseamnă că sunt mai răi sau mai buni. Nu înseamnă că ei pur și simplu fac voia lui Dumnezeu, pentru că nu au cum să nu facă voia lui Dumnezeu, fiindcă infinitul nu este selectiv. Infinitul ne cuprinde pe toți. În Dumnezeu se află și raiul și iadul, și ăia cu coadă și copite, și îngerii cu aripi fâlfâietoare. Toți suntem în interiorul divinității. Nu suntem în afară. Conceptul de rebel este o prostie. E decât libertatea conștiinței tale de a accesa, de a experimenta un lucru sau altul. E percepția realității. Asta face parte din evoluție. Nu suntem noi în măsură să judecăm aceste lucruri. Strict e doar creatorul lui hotărăște cine ce rămâne la final sau nu rămâne. Noi nu avem decât datoria să fim umani. Umani înseamnă să fim Dumnezei. Și aici este chestia. Fiți desăvârșiți pe cum Tatăl vostru din cer este. De ce? La orientali, om înseamnă, acea patrică om, că toți o folosesc mantra om, om înseamnă Dumnezeu. Păi ei sunt budiști, cu satana, serios, dar Hristos ne-a zis, toți sunteți fii de Dumnezeu. Nu este același lucru. Am citit cartea Secretul, dar e un film Secretul. Spune că puterea de imaginație creează realitatea. Păi vă spun eu din Evanghelia la Marcu, acum că vă citesc imediat și vă spun acolo că zice așa. Când cereți ceva, să credeți că ați primit și le veți avea. Pe asta nu e puterea vizualizării, nu e secretul, nu e focalizarea, proiecția minții, ci forme gând. Forme gând, dă-i gândului intensitatea suficientă și îți creează materie. Exact ce ne-a spus Hristos acum 2000 de ani. A, păi nu, că doar yoghinii fac asta. E, te poftim, le dai cu Biblia în cap, că nu au citit Biblia în viața lor. Dar ei se, noi, sola Scriptura. Pe Scriptura spune tot acolo. Dar nu știu ei să o citească. Nu știu să citească, să o înțeleagă. Pentru că e multă metaforă și multă codificare acolo. Codificare. În Biblie. Corect. Corect. Codificare. Și totul e minunat și frumos. Dar depinde de ce să-l vinzi copilul când poți să aduci bucurie în viață. Păi n-am bani. Păi tu le muncește. Uite în Oltenie. Era un stat în scap acum. Dom'le, era o stradă. Într-adevăr, asfaltată cu de curând. Dar în partea asta era Oltenia și în nord era Ardealul. Era aceeași zonă, aceeași zonă, diferența de câțiva metri. Traversai strada, șoseaua aia, era un drum mai îngust și un drum asfaltat. În zona Olteniei erau garduri cu nuiele și colibe din chirpiș cu vece un curt. Și un azor care era pe acolo, azorer și lătra și sărăcii luce. Dom'le, dincoace, erau acele case somptoase cu etaj, cu tractori și mașini în curte, oameni care munceau, gospodari cu sere solare în spate. Același pământ. Dom'le, erau în altă țară, aveau, erau finanțați la Bruxelles. Dom'le, unii munceau, alții nu munceau. Ăia de jos se plângeau de mama focului, că nu, soarta, că sărăcia. Ăia nu aveau timp să se plângă, ea munceau, nu aveau nicio problemă. Erau foarte bine mersi. Deci e vorba de mentalitate, pur și simplu.
ne plângem că avem o viață grea așa. Noi ne facem viață grea. Noi luăm paharul de pe noptieră, ochelarii de pe noptieră, dimineața, când deschidem ochii mari, sunt două perechi de ochelari, întotdeauna. Asta este veșnic valabil. Și așa, dormiți cum suntem, nimerim, punem mâna acolo și nimerim pe ochelarii aia gri. Bă, dar sunt și aia roz. De ce nu îi împălăm pe aia roz, că realitatea e aceeași? De ce oamenii îndrăgostiți văd totul frumos? De ce un om îndrăgostit este întotdeauna sunt și optește? Alege cuvintele cu grijă să nu te supere, să nu te rănească. Nu pe tine, pe oricine, fiindcă starea lui e de îndrăgostit. Cu capul în ori. Foarte interesant, cu capul în ori. Adică cu mintea la Dumnezeu. Un om îndrăgostit vorbește cu Dumnezeu și totul vede, totul e minunat în jurul lui. Și un om îndrăgostit, foarte interesant, stinge imediat focul mâniei unui om care înjură la semafor, nervii cuiva care vrea să-i adreseze într-un fel, îl potolește fiindcă el e îndrăgostit. Și atrage persoane, evenimente, lucruri în rezonanță cu starea lui interioară. Deci nu are legătură cu realitatea și lumea, este vorba de lumea și realitatea noastră interioară. De aici pornește totul. E atât de simplu de înțeles, iar am spus un exemplu practic. Am văzut cu ochii mei, în același loc, o casă, oameni amărâți și vis-a-vis oameni bogați care în aceeași moment au luat acolo, au cumpărat. Unii s-au apucat de treabă, alții s-au apucat să stea, ca greierile și furnica. Asta este problema noastră. Și dacă stai tot timpul să judeci, zicea, numai Churchill, dacă stai să dai tot timpul cu pietre în câini tale care te latră pe drum, nu vei mai ajunge niciodată la destinație. Așa și noi, dar măcar noi nu dăm cu pietre în câini, noi dăm așa de plictiseală, nu avem ce face și dăm cu pietre, în orice, nu numai în câini. Și uite, așa ne petrecem timpul, ne irosim timpul, judecând, făcând judecăți de valoare, la lucruri care sunt total greșit înțelese, la oameni îi judecăm și tot și niciodată nu înțelegem că viața este frumoasă, e minunată, atât de puțin ne trebuie ca să o facem frumoasă. Fiindcă lipsurile, bine, acum un om care a ajuns în pragul colapsului, nu poți să-l schimbi într-o clipă, pentru că o viață întreagă s-a luptat să ajungă în nenorocirea aia. Dar e vorba de idee, de concept, generalizăm. Nu, toate problemele astea sunt create de noi înșine. Până și războaiele, că nimeni n-a observat că în Ucraina, în spatele cortinei, au dispărut mai mult de vreo 3 tone, repet, 3 tone oficial, de racle cu sfinți care au plecat în Occident. În Evul Mediu ăsta era o industrie. Și acum, în Biserica Ortodoxă, ca să faci rost de moaște, îți trebuie certificat, semnat, ștampilat, parafat de un episcop, de o comisie care să dea voie, nu se plimbă așa oriunde, că există contrabandă cu moaște. Și, eu știu, câteva grame de moaște de la nu știu ce sfânt, poate să coste între 1.000 până la 10.000 de euro. Un deget de, păi da, dar cine are garanția că moaștele sunt autentice? Asta e, certificatul de autentificat. Se autenticitate se eliberează de o comisie specializată de la ei. Așa, și ce să facă practic unii cu aceste moaște? Să le folosească la ce? Asta este. Moaștele, dacă sunt sigur autentice și la sfinți care sunt în anumită zonă în asta mai războinică, de la exorciști în special, sunt folosite în aparate psihotronice ca modulatoare. Adică este elementul care lipsește pentru a activa niște tehnologii care pot să distrugă. Ei pot să inverseze. Mă rog, așa li se spune, Dumnezeu nu se permite asta, dar ei la asta au folosit. De asta e și alergă fuga asta după ADN-ul lui Hristos. Că vor să folosească acolo pentru a-l aduce pe linia de sânge. De asta și unii spun că de fapt el n-a murit pe cruce și că a continuat, a făcut copii. Și exact. Linia aia merovingiană, da, e a lui, da? Și duce până la primii regi englezi, francezi și așa mai departe. Și majoritatea fac parte din cultele sabateene, un cult de ăsta satanic, majoritatea acolo sunt din toate guvernele, toți cele 13 familii nobilimea neagră, dar interesant e că nu ajung la ce vreau ei. La un ADN pur, un sânge pur,
îi caută ADN-ul lui Hristos. Că prin acel ADN să construiască o clonă acum și tehnologia și să-l aducă pe Antichrist. Deci în corpul perfect al lui Hristos, care înseamnă puterile lui, să aducă conștiința întunecată Antichristului. Ei vor să creeze acest golem, să aducă pe Antichristul să creeze, să-i dea formă. De aceea au nevoie de ADN-ul lui Hristos. Adică să-i inverseze pur și simplu puterea și vibrația sau frecvența, tot e frecvență în mintea lor. Pe de ce spun eu că sunt clone? Că ei gândesc, dar n-au suflet, n-au intuiție, n-au comunicarea cu infinitul. De aici îți dai seama că sunt clone. Adică sunt cei cu priviri goale, întunecate, care își urlă abisul din ei și vor să fie, să se manifeste ca oameni și nu reușește. Și atunci îl detronează pe Dumnezeu, pentru că ei știu că ei n-au suflet. Și atunci încearcă să smulgă sufletul de la cineva sau de la creatorul sufletului, aici în cazul nostru chiar Hristos, că de aceea spune că și răstignirea a fost un fel de act magic făcut de cineva cu cunoaștere, știind exact cine este, ca să extragă esența divină, să folosească pentru a-și crea ei, a-și aduce suflete, că sunt pustiți și le vezi privirile răstignitorii de acum 2000 de ani, sunt printre noi, sunt foarte mulți. Și e vorba de clone. Și dacă se întâmplă ce se întâmplă, Sfinții Părinți și pusnicii care știu ce știu, au zis, lăsați lucrurile să se întâmple. Nu vă mai rugați. Acum e un paradox pentru pacea lumii. Când Hristos nu s-a rugat pentru pacea lumii. Hristos acum 2000 de ani zis, am venit pace, război am venit să nu pace pe pământ. Foc am venit să aduc pe pământ și cât ai vrea să fie acest foc aprins. Și în altă parte, Părinte Sfinte, nu pentru lume mă rog, ci doar pentru cei pe care mi-ai trimis. Cu lacrimi de sânge să ruga. Pentru că erau acele clone. Nu puteți să te rogi pentru cei care erau vectori haosului, a entropiei, adică distrugătorii creației tale, tu să te rogi să le dai putere. N-avei cum. Logică, nici acum, noi trebuie să lăsăm lucrurile să se întâmple, să se selecteze și să plece, să dispară odată acești întunecați. Ei vor dispare prin ei înșiși. Iau sămânța distrugerii. Uite, a zis cineva că și eu sunt o clonă. Ce mă fac acum? Vai de capul meu. Sunt o clonă prăpădită, dar eu sunt o clonă mai deșteaptă totuși, mai gândesc, mai analizez unele lucruri. E ceva lume pe aici care vă combate, zice că nu mai sunteți preot ortodox, că smintiți lumea, că să nu vă mai invit. Ia uite-ți, ăsta, Constantin, ăsta nu e preot, e un șarlatan. Așa alții zic, nu, spune numai nenorociri, numai prostii. Alții întreabă dacă îngerii sunt extratereștri sau demonii sunt extratereștri. Am aici un milion de întrebări după toată această prezentare pe care ați făcut-o. Lui este un semn bun, oamenii încerc să-și pună întrebări, dar să dea Dumnezeu să funcționeze, adică oamenii chiar să încerce să-și dea și răspunsuri. Că e bine să-i strânești, dacă îi lași în letargie, ei rămân în minciună, în mocir la aia. Noi trebuie să facem efortul să ieșim. Decât să nu faci nimic, mai bine să faci un lucru rău decât nimic. Pentru că aici este cine a zis Hristos în Apocalipsă. Pentru că ai fost călicel, te vei scuipa afară din gura mea. Mai bine erai rece sau cald. Ori rău, ori bun, dar nu căldicel, nu cumva să nu greșești, atunci vom fi scuipați afară de Dumnezeu. Când ne punem întrebări, suntem vii, avem viață, avem dorința de a afla adevărul. Niciodată n-am spus că sunt vehement sau că noi știm, noi punem întrebări. Noi îi ajutăm pe oameni să își dezvolte capacitatea de a afla, de a ști că spune Hristos. Spune așa, bate și ți se va deschide. Adică bate la ușă și se deschide. Cere și ți se va da. Cere și ți se va da. Caută și vei afla. Deci nu sta într-un loc. Nu sta anchilozat în niște răspunsuri cu limbaj de lemn de acum mii de ani în care oamenii aceia nu știu ce interes au avut. Caută, verifică, cercetează, întreabă pe Dumnezeu. Bate la ușă până când Dumnezeu îți va răspunde. Nu la de bune nimic ce spun alții. Încearcă să-ți dai răspuns. Vorbește cu Dumnezeu. Să-ți răspunde Dumnezeu. Fă efortul ăsta, că dacă nu ești o clonă, siguran că îți va răspunde, dar unii apropo de clone. Cât ne-am dorit să avem și niște clone ăștia, că stăm prost cu timpul, să facem simultan mai multe lucruri. A fost genial și un film cu unul de ăștia s-a clonat, a fost o dublură. Și abia nici atunci nu reușea să facă toate lucrurile.
Deci clonele clonează. Da. Dar clonele, păi clonele au interesul să se întrebe despre tot felul de lucruri, să pună sub semnul întrebării niște mituri și să mai încerce să deschidă și capul altora ce stâmpite clonele astea. Adică clonele sunt doar așa, de mă gândesc, să populeze, să fie doar un exemplu de lene, un exemplu de dolce farniente. Cred că așa le-aș vedea eu, nu știu ce să zic. Păi să avem multe clone în țară, de exemplu când a fost inundația aceea, când a apărut... De că în Parlament acolo ar fi multe clone, mă gândesc. Cu siguranță, da. Acolo e cea mai mare lene posibilă. E plin de clone în Parlament acolo. Clonați. Bine, de altfel ei își dau seama că sunt clone. Să punem întrebarea și așa. Dar nu vor să știe, chiar dacă le spui, ce dacă, ce dacă am ce să mănânc, am ce să beau, ce dacă sunt clonă. E ok. Dar când a fost inundația la noi, când a apărut melodia cu vine valul și mea calul, primii voluntari care au venit la noi în țară să ne ajute cu ajutoare au fost olandezi. Niște tineri studenți frumoși, blonzi, așa, ei cu mașini, cu camioane, fiecare, furgonete, încă era noroiul, nu se uscase, vara, bineînțeles, sub o salci erau unii. Și ăștia venind, claxonând bucuroși, hai că v-am adus paxul, ulei, apă, ce era pe acolo, păină, orez. Și l-a făcut semn să vină să îi ajute să le descarce ajutoarele. Adică, deci doar, nici nu a vorbit, doar cu degetul ăștia, translatorul, ce le e rău de la căldură. Și de ce nu ne ajută? Nu pot acum, stau mai târziu. Păi noi nu avem timp. Și au descărcat și ce facem cu ele? Și el a arătat tot așa cu degetul, nu a vorbit, le-a arătat în curtea lor unde să le ducă ajutor. Au cărcat ăștia în grădină la oameni acolo pe unde au reușit și au plecat, dar cu un semn mare de întrebare. Unul dintre ei a rămas curios, mă, ce se întâmplă cu ăștia? A venit seara. Ei se ia de la umbră, se duc la baxuri, ăsta a însuit, da mă, te vezi, măcar atât. Ea a început să ia un bax în spate și îl duce la birtul satului și îl dă la schimb la băutură. Deci, acest exemplu genial de clone, dacă nici ăștia nu sunt clone, atunci ce se simte, ce vine valul mea calul. Deci, ce Dumnezeu, când ăștia se întreabă, normal că noi suntem ce mai nenorociți și suntem falși. E cum Dumnezeu să nu fim falși? Dacă le-am cântat așa ce vor ei să audă, atunci suntem lăudați. Pentru că trebuie să-l faci pe om să simtă bine, adică să-l auzi. Dacă face o crimă, o prostie, domnule, trebuie să-l auzi. Omul ăla atunci îți dă, te validează. Ești exact ce vrea el. E, tocmai asta nu trebuie să fim noi. Noi trebuie să avem curajul mărturisirii. În orice condiții, în orice situație. Curajul mărturisirii. Ce mărturisim? Adevărul. Ce este adevărul? Hristos. Este adevărul. Hristos, acum, din alt punct de vedere, să știți, este cel care avem să spargă matrixul. A creat o breșă, locul de întoarcere. Pentru că în iad, când s-a dus, a spart fundul iadului cu cel de-al patrulea mag, cel care a dus lumina, fiindcă a fost al patrulea element, să știți, Gaspar, Melchior și Baltazar, au orzmiu și tămâie. Asta e o poezie care o învățăm la copii, la religie. Nu a fost așa. Al patrulea mag era urmașul daoilor de aici. Cei magii toți urmașul erau tarapostes. Din neamul nostru strămoșesc de preoții daci. Pentru că toți erau îmbrăcați în toate icoanele vechi și nu de la noi. Și în cele în copte, în siriene, tiace, la etiopieni, vechile icoane, toți acești magi aveau haine tradiționale getice. Deci erau cu pileate, acea căciuliță a noastră. Deci magii erau de aici. Și al patrulea mare... Exact, sigur că da. Și a dus lumina, focul viu, care nu se stingea, era de origine divină. Acest al patrulea mag a fost luat de Hristos în fundul iadului, când i-a eliberat pe toți drepții din vechime. Noi îi numim protocreștini. Sunt zugrăviți pe mănăstirile vechi. De exemplu, Platon este zugrăvit protocreștin. Puțin știu, dar ce să zică Batnal Constantin? Că îți mintește. Păi, dar normal că dacă ești tâmpit și rămâi în zona aceasta de confluență a liciorilor și băuturilor și noi mergem la biserică de Paști, de Crăciun și aia doar dacă se fac sarmale. Altfel nu știm ce e creștinism. Dom'le, problemele sunt foarte profunde. Platon a vorbit despre Logos. În momentul în care vorbim despre Logos sub revelație, se spune că ești mesianic. Așa cum sunt profeții mesianici, cum avem pe Isaia, Vechiul Testament, există filozofi mesianici care l-au propovăduit pe Hristos involuntar, inconștient, vorbea de Logos. Logos este Hristos, e cuvântul întrupat.
și este zugrăvit din motivul acesta pe biserici. Asta e o chestie puțin de mobilarea minții și nu există cuvinte. La așa ceva simți. Apropo de impostură, oamenii se simt. Nu trebuie să dovedești nimic. Se simt, apropo de clone, îi vezi, îi simți. Ce rost are să te întrebi să intri în dialog, nu zic de conflict. Nu, de orice fel de dialog e pierdere de timp. Un om autentic se simte, îi stori cuvintele, simți că are adevăr în el. Adevărul este un fel de energie palpabilă, să știi, să măsoară. Ne înconjoară, ne susține, susține viața. Dreptatea și adevărul este o formă. Dreptatea sunt exact ca în construcții, când se pune cimentul în jurul, e cofragul, deci dreptatea e cofragul, și adevărul este cimentul. Deci realitatea este construită pe dreptate și adevăr. Fără dreptate și adevăr, trăim o minciună care se surpe, un uriaș cu picioare de luț. Trăim o minciună creată de alții și ne simțim bine, zona de confort. Nu vrem să ieșim de acolo. Uitați ce zice Victoria Negoiță, domnule Lazarus, cu astfel de emisiuni pline de blasfemii, veți atrage mânia lui Dumnezeu și aveți nevoie de ajutorul lui în alegeri. Deci, să trag următoarea concluzie. Dacă totuși mă hotărăsc să candidez la ceva, nu trebuie să vă mai invit pe la emisiuni, pentru că nu o să mă mai ajute Dumnezeu să câștig și s-a terminat, gata. Și chiar nu candidasem. Tocmai când mă gândeam dacă să candidez sau nu, m-am nenorocit pur și simplu. Deci n-am nicio șansă. E clar. Altcineva spune că Facebook întrerupe legătura tot timpul. Am sesizat și eu că au fost două, trei întreruperi relevante. Dar dacă spunem numai blasfemii și numai prostii, de ce ne mai întrerupe? Că oricum nu suntem interesanți. Da. Ce-i drept, suntem aproape 4.000 în direct pe toate canalele, pe toate direcțiile mele, pe toate rețelele sociale. Probabil că nu suntem interesanți deloc. Asta e. Deci asta e. Acum, încă o chestie. Dacă toți suntem curioși și suntem talibani în credință, și sunt, mă rog, idioți, domne, hai să vedem că există o carte și pentru idioți. Se cheamă Biblia. Hai să vedem în Biblie tot ce spune eu este cumva aiurea, este o prostie. Și unde există Biblia aceasta? Există, să știți, în biserica cea mai aproape de origini, de originele, mă refer, dovedite arheologii și în arheologia biblică se cheamă, există biserica Etiopiei. O Biblie de vreo, cred că are peste 50 de kilograme, nu știu cât, foarte grea, până că 4 inși o duc. O Biblie uriașă, este monument UNESCO considerat, este protejată, e o avere a statului Etiopia. Această Biblie originală conține cartea lui Enoch. Și pe lângă cartea lui Enoch mai sunt vreo două cărți acolo care se află în... Am văzut că se vorbește din ce în ce mai des de cartea lui Enoch. Ce, lumea nu știe despre ce e vorba. Ce este special în această carte? Exact ce am spus eu acum. Tot ce am spus eu se găsește acolo. Toate aceste blasfemii în cartea lui Hristos. Haideți să ne gândim. Care nu e încadrată în propriu zis în Biblie și niciunde. Păi nu e, pe ea a fost scrisă de apostoli. Aici e chestia. Există de testament. Ce înseamnă Evanghelie? Pe lângă faptul că este vestea bună, semantic, din limba greacă, din motihic, mai înseamnă și altceva. Înseamnă și testament, că de ce Vechiul și Noul Testament. Testamentele acestea au fost făcute de toți apostolii, care nu au fost numai 12-13, cum ai ca Domnului, în timpul pogorârii Duhului Sfânt, au fost 72. Toți aceștia au primit puterea Duhului Sfânt și, conform tradiției și cutumei apostolice, au fost obligați de conștiința lor, să ne gândim logic, să scrie un testament al credințelor, adică să scrie tot ce au auzit și au văzut referitor la Hristos și credința lor, testamentul credinței. Toate aceste Biblii ale lor nu se mai găsesc nicăieri. Acum, păi sunt eretice, sunt gnostice, adică stai puțin. Dacă apostolul Bartolomeu sau Toma a scris o Evanghelie, ce autoritate din lumea asta poate să spună că e eretică? Păi scrisă de un apostol, ăla care a inventat, a vorbit cu Hristos. Cum să fie eretică? Dar dacă vom găsi Q-el, așa Q, cum se spune, sursa Evanghelilor, adică o Evanghelie scrisă de Hristos, că se spune că există așa ceva, ce ne facem atunci? Pentru că acolo sunt scrise erezii.
Și dacă se va dovedi că este chiar Hristos cel care l-a făcut, ce ne facem? Cine este de fapt eretic? Aici e problema. Înseamnă și majoritatea să zică, păi nu lumea, asta sunt proștii. Nu, Hristos m-a interesat. Eu așa am învățat, ce m-a interesat, ce spune mie, Hristos sau apostolii. Eu vreau să fie, știți unde mai apare nebunia asta, aberația asta? La această grupare de teroriști, care a fost definită oficial terorism, organizată teroristă, prima organizată teroristă din 1985, sionismul. Sionismul se baza pe Talmud, nu pe Tora. Deci vorbim de diferența între Tora și Talmud. Tora este cartea de căpătâi a iudaismului oficial, curat, în care acolo se vorbește ca și în Coran doar de legea lui Dumnezeu, de pace, de evoluția spirituală a omului, și în Talmud este cu totul altceva. Acolo se vorbește despre goim, de popor ales care trebuie să distrugă cealaltă popoare, care rămân 2800 de sclavi la fiecare evreu. Povește care știm din Talmud, care se cunosc acum. La fel este și în cazul nostru. Biblia oficială, în care este cuprinsă Biblia asta fizică, găsită în Etiopia și care se știe, toți știm ce conține acea Biblie, Biblia oficială, scrisă de mânuța apostolilor, și celelalte cărți, care mi-au fost 1792, dacă nu mi-au fost 1790, și a fost în sinod la Ierusalim, care s-a hotărât, asta în zona ortodoxă, s-a hotărât ce canoane, canonul cărților sinte, care vor rămâne. Deci 1700 de ani, lăsând 325 sinod, nu, 1700 de ani, au fost în circulație toate cărțile astea. Și abia atunci s-au hotărât ei, domnule, hai să le publicăm doar pe astea, că cealaltă sunt periculoase și nu iau razna, și o să vadă ce spune Enoch pe acolo de extraterestri, de nu știu ce, de Anunnaki, și nu e bine. Oamenii trebuie să rămână idioți, proști și ușor de manipulat. Adică gâște care să fie manipulabile. Ce ne facem, că dacă vrem să intrăm în politică, Luis? Vezi că sunt proști de mulți. Aici e vorba de n-ai ce face, deci trebuie atunci să începem să avem un discurs în două limbi sau pentru două tipuri de oameni. Ce facem? Că trebuie să selectăm. Nu poți să spui adevărul oricui. Nici Hristos nu spunea. Hristos te folosea de parabole, de metafore, pentru că știa că și atunci, ca și acum, sunt acei minunați oameni care nu pot să înțeleagă, și spunea clar, nu aruncați mărgăritarele porcilor, pentru că aceștia se vor întoarce să le calce în picioare, iar pe voi vă vor sfâșia. Deci nu se mulțumesc doar să te denigreze și să-ți purce, să-ți arunce învățătura, dar să te sfâșie, pentru că tu îi obligi. În momentul în care tu le arăți adevărul, ei, în momentul în care sunt obligați să accepte adevărul, încep să le deranjezi, pentru că trebuie să-i scoți din zona de confort și se simțeau bine în minciuna lor. Și în momentul în care am văzut un mesaj aici, unul, mai multe sunt. De ce ne spuneți aceste lucruri acum? Și așa suntem noi debusolați și nu știu ce. Păi, tocmai din această cauză, părintele Singurov vine cu o istorie alternativă, dacă putem spune așa. E vorba de o istorie alternativă. E un risc enorm tot ce am spus eu acum. Numai în timpul ăsta cât am vorbit, dacă nu aveam ajutor de la cineva, crăpam de infarct de vreo 10 ori. Deci să știți că toate sunt permanente. Pentru că nu ai voie să le spui. Apropo, David Icke este de-al lor, dar este un reptilian care și-a asumat și să dea din interior. David Wilcock este un alt individ care a avut multe interviuri cu oameni care au fost la Vatican, și unul din ei, scap acum numele, a găsit 3000 de cadavre de extraterestri. Nu. Și de ce sunt diferite, că aici am început, Luis? Unde? Pentru că în Vatican. Vaticanul are 8 etaje în adâncime. Aha. Și da, atâta știm acum, Gabriel Funes se cheamă, pe directorul observatorului astronomic din Vatican, și care pe undeva președintele Institutului Științific al Vaticanului, care întrunește acolo iezuiți, au cei mai buni oameni de știință, vârfuri top din toată lumea, și au cele mai... Într-adevăr, au acumulat informații. Toate informațiile, și o știință extraordinară. Deci, omenirea are... umanitatea, cum să greu de definit, pentru că fostul ministru de război al Canadei a spus într-un interviu că sunt 7 civilizații cu care
Guvernul Canadei avea relații de diplomație, de ambasade, iar erau vreo 17 la nivel mondial, alte țări, alte guverne au relații diferite cu alte specii care sunt printre noi. Vorbim de 17 specii strategice care sunt printre noi. Și noi acum bătăm în câmpul... Cum procedează? Sunt la fel ca noi sau iau corpurile ca gazde? Eu cred că și corpul ca gazde, dar cred că sunt polimorfe, o tehnologie de camuflaj. Eu cred că mai degrabă asta, pentru că ce am văzut cu ochii mei. Deci sunt că teoriile astea sunt simple, sunt așa, te atrag, dar nu știi dacă e adevărat. Și atunci, ca să nu greșești, eu m-am oprit doar la ce am văzut cu ochii mei. Și am mai zis o dată experiența aia, când într-o duminică, la prânz, la 3 după amiază, după liturghie, m-am dus cu prietenii noștri, pe atunci erau cu antivaccinești, cu Marina Alexandru, am fost atunci la Parlament, când am prins de mână toți și ne-am înconjurat Parlamentul. Și în fața noastră apare o Skoda Argentie, pe nu mai țin minte ce număr, YGP, o știam că am văzut-o în parcare jos subteran la Dicot, și cu un șofer și o doamnă. La un moment dat, soarele în spate, nu se era prânz, dădea să treacă de acoperișul Parlamentului și deodată, cum s-a uitat la noi, a început să zâmbească și jumătate de față i-a dispărut și a apărut fizionomia de reptilă, cum să zic eu, zice că este un crocodil. Exact așa. Dar foarte clar se vedea. Dar cine a văzut? Numai dumneavoastră a văzut. Eu și vreo 50 de oameni din spatele meu, 3-4 metri în spatele meu, toți au văzut chestia asta. S-au îngrozit. Am discutat mult chestia asta. Da. Bine că au fost și teorii, că hipnoză în masă, că nu știu ce, că lumina, că raza, că... Hai doar să fiți înțelegi ce Dumnezeu. Deci ăștia sunt. Că s-au uitat și apoi a întors mașina și a plecat. Cu alte cuvinte, mesajul era clar. Nu s-a făcut. Vedeți că noi suntem orice faceți voi și pe aici vă țineți de mână, că jos guvernul, că prostii, noi suntem în spate la tot. Adică ne-a dat-o clar. Orice ați face voi, tot ce face, ce vrem noi să vă întâmpla. Ăsta a fost mesajul, foarte clar. Deci, shape shifting, deci tehnica de schimbarea formelor, polimorfi sunt. Ia uitați, da. Un ateu, avem și atei. Sunt ateu, dar ascult cu mult interes emisiunea. Constat că mulți creștini sunt debusolați total. Constat da, și eu, domnul Coanța, cum vă spune, să știți, nu debusolați, dar nu ei. Au fost debusolați. Asta e o tehnică de manipulare, să știți. Când vrei să controlezi mulțimile, folosești instituții de forță. La ora actuală, bisericile oficiale sunt extensia Imperiului Bizantin sau Imperiului în general. Urmașele Imperiului, aceste statele care nu reprezintă poporul, sunt niște tumori maligne create pe națiuni, nu ne reprezintă și sunt, știm, de cui familie sunt cu BIS, de Banca BIS, de la Banca Reglementărilor de la Basel și care sunt sucursale ca bănci centrale în toate națiunile. Ăștia sunt, să știți. Statele nu ne reprezintă. Iar ca să controlezi mulțimile, popoarele, folosești instituții de forță. E foarte costisitor să folosești tot timpul jandarmeria, care apără instituția, nu poporul, să știți foarte bine asta. Și atunci e mai ușor să îi manipulezi, să îi faci pe oameni să facă ce vrei tu, făcându-i să creadă că de fapt e voia lor. Dar ei fac ceea ce vrei tu. Asta e o tehnică. A spus așa Anton ăsta, cum cheamă, rog, directorul serii, aceeași chestie. Ca ingineria socială, da. Să te facă în așa fel încât să faci ceva ceea ce tu n-ai vrea. N-ai vrea. Și o faci chiar și cu plăcere. Cu plăcere. Pe asta a făcut-o religiile și bisericile din totdeauna. A fost mult mai simplu. O tehnică de manipulare. Și iar, repet, adevărul este cuantificat, se poate măsura. Este ușor de măsurat, să știți. Acum, repet, tot ce am spus noi, sub nicio formă, nu intră în contradicție cu credința, cu biserica, cu Dumnezeu. Pentru că biserica adevărată n-a ieșit și nu va ieși niciodată în catacombe. Hristos a devenit să ne libereze, s-a sacrificat, tot este real și adevărat, așa este, la intrat în inimă, e transcendent, ridică omenirea. Deci nu contradice cu nimic. Doar decorul se schimbă și scopul. Hristos a venit să te mântuiască pe tine, pe tine, pe tine, pe noi, fiecare dintre noi. Nu instituții. Nu este instituții. N-am răspuns invitații, auzi,
telespectatorii noștri sunt foarte atenți și n-am răspuns la întrebare. De ce totuși au interzis această carte a lui Enoch? Adică ar fi putut să o cosmetizeze puțin și să o lase, nu? Nu? E păzită militar, ea nu sunt proști. E păzită militar și ascunsă. O scot, mi se pare că o dată pe an. Și există versiuni ale cărților lui Enoch care nu prea corespunde cu cartea aceea. Eu sunt pe piață, sunt cărți gnostice, dar... Am și o versiune. Păi da, dar nu este ca aia originală. Pentru că aia e cosmetizată, într-adevăr, cărților lui Enoch și de acolo și cheile genelor și mai departe. S-au făcut o șaurma cu de toate. În legătură cu cartea originală, când cartea originală... Care e versiunea originală atunci? Că după emisiunea asta s-ar putea ca... 100.000 de oameni să vrea să cumpere cartea lui Enoch. și atunci pe care o recomandăm? Dacă ai piele la Patriarhul Etiopiei, acolo spune clar metode de a intra în legătură cu îngerii, tehnici de a vorbi cu ei, limba îngerilor, e un abecedar, este o metodă. Cartea e o metodă, nu e doar o carte. Că cum a făcut Enoch, cum a vorbit cu ei, ce planete a vizitat, în ce univers a fost, ce tehnologie foloseau. Stați puțin, deci nu are nicio legătură cu ce e pe piață acum. Deci cartea lui Enoch spune niște lucruri, pe de-aia au scos-o. Pe dacă o lăsa pe piață, cred că nici 10% din credincioși nu mai rămâneau credincioși, dar ăia care rămâneau credincioși erau spinți. Acum ei au preferat cantitatea și nu calitatea. Și au băgat spălături de creier. Despre asta vorbim. Da, într-adevăr, în acea carte arată și tehnici în care poți deveni nemuritor, cum poți să-ți prelungești viața, ce este un telomeraza, cărți de manipulare genetică a plantelor, cărți de manipulare genetică a ființelor, toate sunt acolo, sunt colorate, sunt forme, sunt scheme, sunt schițe, așa ceva s-a discutat. Aia vă referiți la aia originală, care are nu știu de chile. Absolut. Păi și aia câte pagini să aibă? Nu știu că e imensă. Dar... mulți de acolo știu, ei o păzesc pentru viitor, așa zic, toți dacă îi întreb, a fost și niște documentare pe Discovery, spunea că ei pentru viitor păstrează acea carte. Adică să presupunem omenirea care va rămâne și care va avea multe deschidere și nu o să pună atâtea întrebări ciudate și care chiar vor să afle adevărul, atunci se va deschide oficial cartea și o vom lua de la zero. Pentru că acolo sunt lucruri minunate, sunt lucruri care... ne ajută pe noi să înțelegem adevărul, cum poți realitatea asta să o modulezi, cum să-ți faci, dacă toți suntem într-o cușcă, o simulare într-un joc, hai să facem jocul frumos, hai să nu ne mai otrăvim unii pe alții, hai să trăim în concordie, să activăm empatia și conexiuni neuronale, fiindcă există neuroni în oglindă. Nu se poate. Păi dacă vă aduceți aminte în Matrix partea întâi, care nu e decât o metaforă, Matrix, atenție, e o metaforă. E documentar. De fapt, lucrurile se întâmplă fix așa, numai că sunt poziționate altfel. Nu stă nimeni într-o cuvă să dea energie și se pune un program în cap neuronal ca să își trăiască o viață. Nu, viața asta chiar se trăiește, numai că viața asta nu e chiar viața asta ca să reprezinte totul, e doar o trecere scurtă prin această planetă și pe această dimensiune. Și atunci, normal că acolo spune, când se întâlnește cu, mă rog, nu știu ce era ăla, arhitect sau nu știu, asta cred că e luată de pe masonerie, că e un amalgam de concepte și de termeni acolo în Matrix, care are trei părți și a patra, care a fost scoasă acum recent, în timpul pandemiei, și a fost un fiasco total, pentru că lumea era ocupată cu altele, în fine. Și el îi spune noi, adică el ăla vrea să spună că ei reprezintă mașinile. Noi prima dată v-am pus un program extraordinar. Toată lumea era fericită. Totul era minunat, nu știu ce, și până la urmă ne-am dat seama că nu dădeați randament în programul ăla. Și atunci vi l-am schimbat. V-am introdus războaie, stres, depresii, probleme psihologice, criminali, infractori. Voi așa puteți să trăiți. Și atunci v-am pus acest program și uite că dați randament în felul ăsta. E, așa și noi aici pe pământ. Dacă n-am avea toate nenorocirile astea pe cap, să mai luăm niște exemple, unii dintre noi, că mă gândesc că unii chiar nu înțeleg nimic.
Probabil că n-am evoluat deloc, mă gândesc. Luis, e mult mai simplu. Dacă, repet, cei care nu sunt clone conștientizează natura infinită a omului, omul fiind Dumnezeu aici, sau fiul de Dumnezeu, pentru că este om, în numele lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Adică avem un vector ascensional. Nu există un capăt al drumului. Drumul este infinit. Noi vom evolua la infinit. Deci niciodată nu te oprești, cu alte cuvinte, întotdeauna va fi ceva de făcut, întotdeauna vor fi provocări, dar aici vreau să spun, scara aia rulantă pe care urcăm, dar de ce să ne băgăm și țepi să ne înțepăm în ea, când putem să mergem frumos, împreună? Când n-ai, nu poți să spui, gata, am ajuns undeva și ne-am oprit. Asta e o prostie. Nu te oprești niciodată, dar poți să faci urcușul ăsta să fie confortabil pentru toți. E o aberație să ne ucidem unii pe alții, e o aberație să ne otrăvim unii pe alții, că până la urmă credința adevărată aici asta. S-ar vedea pe Dumnezeu în toți temenii. Era Dimitri și Pantofarul și Antonie. Și la un moment dat Antonie a căzut în contemplație atât de adâncă și în înălțimea spiritualității a văzut întreaga creație, splendoarea creației. Și a început să lăcrimeze și Dumnezeu, Antonie, de ce plângi? Doamne, atât de fericit sunt, dar și totuși îmi pare rău, mă bucur de creația ta, de frumusețea ei, dar am așa o nostalgie, o părere de rău, că n-am cu cine să împărtășesc bucuria asta. Sunt singur, nu văd pe nimeni, aia, Antonie. Sunt alții mult mai sus de tine, tu nici nu-i vezi. Unde se uita el? Sunt sus, Antonie? Cine ce mai aproape? E unul, Dimitri, de iată de departe, nici pe el nu poți să-l vezi. Și a coborât Antonie să-l caute pe Dimitri, Dimitri Pantofar, care s-a aflat acum, eu scurtez, avea familie, avea soție, doi copii. Și deci nu era în casitate, doar avea copii, avea familie, avea griji, stres, probleme, anaf, nenorociri. Și stătea săracul pe un scăunel pe marginea drumului și bătea la un pantof, cred că era reclama asta. Păi de-altă dată ce pe era Alexandre, așa, oraș cosmopolit, și stăcea tot fel de indivizi, chiar de aia, de umbră la buzunare. Și atunci și acum, aceeași poveste. Se uită la toți și spune, părinte, eu cred că ăsta e secretul, că eu mă uit la toți și zic, toți aceștia se vor mântui, numai eu mă voi osândi. Deci vedea pe toți îngeri. Acum, gândindu-ne ce tehnică e asta, dar este psihologie inversă. Practic crea un efect de vacuum. Noi spunem chenoză, deșertarea de slavă, vacuum. Se făcea pe la atât de mic încât o obliga, forța la propriu divinitatea, focul dumnezeesc, lumina Harului nostru Dumnezeu, să-l umple, fiindcă el se golea pe sine. Și atunci venea lumina aceea și toți se vor mântui. Ce înseamnă asta? Proiecta asupra lor, proiectați pe lor lumină extraordinară, îi vedea pe toți sfinții îngeri. Ei nu erau, dar în momentul în care proiecta, se întorcea cu un bumerang asupra lui, înmiit lumina aceea. Deci, era o tehnică, nici nu era conștient, cred că, de tehnica asta, dar a funcționat și era mult mai sus decât Antonie, care s-a chinuit săracul cu nu știu câți demoni, 40 de draci, a pus la agricultură să facă, și că spuneau de atunci, să referi, la un moment dat, toți ucenicii lui erau ocupați cu primirea credincioșilor. Un munte întreg plin de pelerini. Și intrase într-o criză, pentru că nu mai avea unde să găzduiască, să dea să mânce. Și era o problemă practică. Și Antonie, la un moment dat, băi, eu ce fac cu dracii ăștia, că-i scopă toți? Și trimit înapoi. Și o prostie, că iar se întorc. Și a pus la treabă. Și spune că au văzut oamenii cum zburau cazmalele prin aer la propriu. Sape ce erau atunci cazmalele de pe vremea aia, zburau prin aer cu viteză extraordinară și se săpa pământul, instantaneu. Ce făcea? Pus la agricultură. Dracii ăștia munceau pentru Antonie, așa cum prin Solomon s-a făcut templu. Și când Antonie a plecat, s-a întors la Dumnezeu, a lăsat un fel de ulcior în care a băgat pe toți, și aici este și legenda, mitul cu lampa lui Aladin, cu duhul din lampă, fiindcă venise un sfânt după aceea care a auzit niște zgomote în peștera lui Antonie și a găsit ulciorul ăsta la desăcuș și a ieșit toți draci. Și a trebuit să se întoarcă Antonie, să pună la loc și a zis, ascunde-l undeva, nici tu să nu știi unde este, ca să nu mai vină alt netot ca tine să scoată draci din ulcior. E, asta vreau să zic, sunt taine foarte mari. Noi ne dăm cu părerea că știm noi tot. Uite că nu mă crede lumea și vreau să le arăt. Asta este emisiunea Oameni Buni. Sunt 4002 și sunt 4000 de mult timp. Sunt 3000 în Facebook și 1000 în YouTube. Nu vă mai faceți probleme câtă lume se uită. Că nu asta este important. Important e ca după aceea voi să distribuiți această emisiune
să ajungă la cât mai multă lume. Sunt aproape 3000 de like-uri, dar nu mă interesează pe mine like-urile, că nu mă ajută pe mine că îmi dați voi mie like-uri. Pe mine mă interesează să distribuiți, să dați mai departe această informație. Nimic altceva nu mă interesează. Dacă reușiți să dați și voi un share la prietenii voștri, băi, uite mă, a făcut Lazarus o emisiune cu un părinte. Și eu cred că părintele ăsta e cam dus cu capul, nu știu, a spus niște chestii pe care nu le-am înțeles, n-am niciodată. Tu ce părere ai? La modul ăsta, ca să aveți și voi o interacțiune cu ceilalți, să vă lămuriți dacă are dreptate părintele Singurov, nu are dreptate. Mai ales că v-a spus, mergeți și căutați. Da. Vă dă bibliografie în această emisiune. V-a spus de tot felul de oameni importanți de pe planetă care au scris cărți. Mergeți după cărți. Vedeți ce a citit părintele deja și după aceea imaginați-vă cum stăteau lucrurile în trecut. Deci vine Iisus Hristos, da? Se naște, cum zice Biblia, luăm factual, se naște Iisus Hristos și vin trei magi. Cum vin ăia trei magi? Cum și-au dat ei seama că e ceva important acolo? Pui un semn de întrebare. După aceea, copilăria lui nu prea e cunoscută. Lumea nu știe ce a făcut în copilărie. Nu sunt referințe. Apare mai târziu, după 30 de ani, nu? Și începe să propovăduiască, se duce la Iordan, se întâlnește cu Ioan Botezătorul, care îl recunoaște imediat și el. Pe unde îl recunoaște? Ce, erau într-o manevră, își dăduseră SMS-uri, aveau, bă, vezi că vin eu și tu te faci că mă recunoști. Sau... Adică sunt niște elemente care apar și nu sunt explicabile. După aia se duce la Marea Înviere a lui Lazar, nu? Murise de vreo 3 zile. 4. Și era în mormânt, 4, când a patra zi, când ajunge el. Și l-a chemat sora lui și i-a spus, fă ceva, adu-mi-l înapoi. Aia e doar o pildă, el probabil că ar fi putut să învie pe oricine, în orice moment, oricând ar fi vrut. El a dat doar o pildă, pentru că și viața și moartea au un rost. Nu poți acum să învii pe toată lumea. Pentru că învierea ce înseamnă de fapt? Înseamnă că acest corp care este ca o haină, exact cum dau tricoul jos și rămân în pielea goală. Tot așa renunț la corp și rămâne spiritul, nu? Sau sufletul, sigur. Aici sunt niște diferențe. Nu ne apucăm acum să discutăm teologic sau filozofic care e diferența între spirit și suflet, că nu mai terminăm până mâine și s-ar putea să plictisim. Dar așa, în limbaj vulgar, spirit, suflet, luați-o cum vreți voi. Deci pleacă și se duce într-o altă dimensiune, modesta mea părere. Atunci, întrebarea este, dacă ai făcut rău în viața ta, chiar tu nu plătești niciodată? Pentru un ateu e simplu, nu? E foarte simplu. Fac toate nenorocirile, omor, fur, fac toate porcăriile, că și așa o viață are omul. Asta este mișcarea clasică a ateului care crede doar în viața lui. Nu își pune problema de unde o are, nu își pune problema cum funcționează corpul lui, cum a ajuns el să fie în forma aia. El doar are conștiința de sine, domne, m-am născut, am crescut, e tot o întâmplare, că până la urmă viața, din punctul de vedere al unui ateu, nu poate fi decât o întâmplare. Să ne înțelegem. Că el n-are rost în lume, mai ales când începe să facă nenorociri. Pentru că el știe, eu n-am niciun fel de stres. O să-mi văd de treaba mea, la revedere, mor și s-a închis. Nu cred că e așa. Sincer, chiar nu cred că e așa. E lipsit și de logică, e lipsit și de spiritualitate, ființa umană e golită de orice. Absolut de orice este spiritual și dumnezeiesc. Și atunci, este normal să spui problema dacă ceea ce știm noi
știm plenar cumva. N-avem cum să știm tot. Știm și noi ce am mai citit, ce am mai experimentat și la un moment dat simți. Pe măsură ce citești sau vorbești cu cineva sau asculți sau ai o trăire, cred că, mă rog, unii își dau seama, alții nu știu, nu-și dau seama, nu știu ce e cu ei. O fi clone, cum zice părintele, nu-mi dau seama. Dar mi s-a întâmplat, poate îmi dați niște mesaje acum ca să vă antrenez un pic și la lucruri serioase. Câți dintre voi ați trăit un moment în viață și n-ați avut o străfulgerare că parcă mi s-a mai întâmplat treaba asta? Este fenomenul cunoscut drept déjà vu, pe de o parte. Pe de altă parte, câți dintre voi nu ați citit ceva și ați avut așa o revelare cumva? Băi, asta e adevărat. Exact așa. Simt eu că e adevărat. Lucrurile astea nu au logică. Au feeling. Să simt cu sufletul. Nu să simt cu logica. Nu facem formule matematice când e vorba să percepem ceva spiritual. Nu știu. Poate eu am, fiind absolvent de filozofie, poate am un alt tip de abordare. Dar cred că și multora dintre voi li s-au întâmplat aceste lucruri. Și atunci, normal, da, când vorbește o persoană ca Părintele Singurov, unii dintre voi poate să zică, mamă, ce bate câmpii ăsta. Alții poate să zică, wow, dar și eu am simțit cumva pe undeva chestia asta. Și mie parcă mi s-a întâmplat să realizez că mi s-a revelat cumva. Poate într-o dimineață când te trezești, spunea Părintele Singurov și mă gândeam chiar acum, de ochelari. Când te trezești și pui o pereche de ochelari. Dar înainte să pui perechea de ochelari, de fapt când deschizi ochii, deja ți-ai pus prima pereche de ochelari. Eu pun două perechi de ochelari dimineața când mă trezesc. Sunt momente când mă trezesc și țin ochii închiși. Și stând cu ochii închiși, pot să văd și altceva. V-am făcut curioși acum, nu? Da, uneori se vede altceva. Și după aia, când deschizi ochii, apare o altă realitate. La câți vi s-a întâmplat treaba asta? Și ziceți, am visat, nu știu ce. Tata, parcă eram treaz. Păi ori erai treaz, ori ai visat. Cum te trezești din somn dimineața? Deci sunt niște întrebări și niște trăiri care se întâmplă unora și poate ar fi bine să cugete mai mult asupra lor. Da, mulțumesc în continuare celor peste 4100 de oameni care se uită la noi pe secundă în acest moment și îi rog încă o dată ca după ce vom termina această emisiune să o distribuie în toate grupurile și la toți prietenii și să încerce să discute cu ei despre lucrurile care s-au vorbit aici. Întreabă cineva unde scrie în Biblie despre reptilieni. Nu știu. Dar scrie despre uriași și de îngeri căzuți. Cum să nu scrie de uriași? Uriașii cei necucernici. Dar avem, să știți, Biblia. Deci acum uriaș era și Gilgamesh. Dar să știe bine. Gilgamesh era un uriaș. American în Irak. Păi, s-a dus americanii să găsească exact ADN-ul uriașului Gilgamesh, că l-au găsit în sfârșit. Și au inventat un război pentru a lua artefactele. Eu recomand așa o carte, o să vă rog să măcar țineți minte. Eu am mai auzit, stați un pic, nu treceți așa ușor peste treaba asta. Că am mai auzit această versiune, cum că războiul din Irak n-a fost inventat pentru petrol, ci așa a fost inventat în momentul în care Saddam a găsit artefacte, un mormânt care se presupune că ar fi fost chiar mormântul lui Gilgamesh. Exact. Și în momentul în care s-a aflat treaba asta, s-au năpustit peste ei. Dar, sincer, nu prea putem proba cumva chestia asta. A ieșit așa o informație. Nu ne dăm seama cum din am zona putea militară, proba. Din zona militară, aici e interesant, adică de ei lor. Acum ce recomand eu, o carte, Arheologia interzisă, de Michael Cremon și Richard Thompson. E una din cărțile de referință, nu este singura, e cea mai cunoscută. Sunt multe alte lucrări care
sunt puse la sertar ca să nu ajungă pe piață, dar e una care ne arată că au fost foarte multe civilizații înaintea noastră, mult mai avansate ca ale noastre, și ceva s-a întâmplat și le-a dat reset, apropo de marea resetare de acum care ne pândește pe toți. Dacă ne gândim de ce se fac resetări, uitați la planul Calergii, uitați la metisarea populației, uitați la bajocorirea credinței și a normelor morale, de orice, fără a fi, nu vorbim de religie, norme morale în general, cum totul este distrus, nu se mai ține cont de nimic, de, și această răutate, acest fum care este din inimile și mințile oamenilor a întunecat cu totul pământul. Adică această resetare, până la urmă, o cam vede necesară oricine, orice om de bun simț. Numai că în urma unei resetări există riscul de a dispare civilizația cu totul, adică să nu mai rămână nimeni meritos încât să poată ducă mai departe informația genetică a acestei civilizații, apropo de semințele viitorului care și noi menționăm mereu. Dacă nu mai e nimeni care să fie curat în genomul lui, atunci va trebui totul șters și luat de la zero, ceea ce s-a întâmplat de foarte multe ori. Iar noi stăm, deci fiți atenți cum trebuie să gândim, stăm toți, că evrei, că palestinieni, că români, că unguri, că ucrainieni, toți și toate religiile, într-o barcă foarte mică. Și acum ne-am dat seama că planeta asta e conform de un sat foarte mic. În barca asta a început... Depinde ce mijloace de deplasare ai la dispoziție. Ok, dar așa că imaginea, barca asta a rămas fără cârmaci, fără cârmă, e în derivă, e în furtună, a început să ia apă, iar noi stăm să ne certăm între noi, cum a fost când a fost demamat cuceritorul, când a luat monacul cuceritorul, când a cucerit Constantinopolul, și în Constantinopol se dezbăta problema dacă îngerii au sex sau nu. Asta făcea atunci, iar la ziduri era foc. Îi luau pe sus cu totul. Iar noi acum ne certăm pe lucruri de genul acesta, noi să ne gândim ce să facem noi imediat, practic, să facem să schimbăm ceva, că putem, știm acum, aflăm că avem puterea creatoare. Și o spune Biblia. Acum, dacă tot ne ferim și ziceți că noi pătem câmpii și că inventăm, hai să folosim doar Biblia, da? Cu toate că am învățat că Sfânta Scriptură nu este singurul izvor de revelație. Avem și Sfânta Tradiție. Iar în Sfânta Tradiție există absolut toate cărțile acelea scrise de care noi fugim ca de foc, că ne e frică să le deschidem. Că de acolo e Sfânta Tradiție. Dacă am deschide acele cărți, ne-ar bloca neuronii. Am fugit de nebuni pe câmp și ne-am pierde mințile. Și de aceea poate nu e bine pentru unii oameni să înțeleagă anumite lucruri. Trebuie să-i lași în zona lor de letargie și să vor trezi ei cândva. Poate dar să ridicăm puțin voalul ignoranței, așa. Ce informație, periculoasă ar fi pe care oamenii n-ar putea să o suporte? Una, măcar. Ce informație? Păi care n-ar trebui de o ține sub obroc așa și nu vor să-i dea drum. Lumea nu este cum crede, să zicem că e pământul plat. Eu consider, punctul meu de vedere, că nu contează. Plat, rotund, este cum vrem noi, fiindcă e multidimensional. Asta e altă poveste. Am văzut cu ochii mei, când mergeam în platou Bucești, deschideau porți la alte dimensiune și fii copii de ciobani dispăreau și nu mai apăreau sau apăreau peste 20 de ani, la fel ca în triunghiul Bermudelor. Deci e multidimensional. Nu mai contează că e rotund sau plat. Dar dacă este așa, înseamnă că planeta Marte sau Venus nu este undeva în cer, este undeva, mergi cu corabia sau cu bicicleta până la ea. Mergi drept și ajungi acolo. Dar pe undeva la margine sunt armatele lumii. De ce au făcut pactul Antarcticii? Când au făcut acel pact, toate țările și-au semnat ca nimeni să nu se ducă acolo vreodată și toate armatele. Păi nu mai se ceartă Israel cu Palestina sau rușii cu ucrainienii? Că acolo sunt armatele tuturor. Acolo nu se mai ceartă nimeni. Nu mai există ceartă, fiindcă acolo e vorba de altceva. Acolo nu ai voie să ieși. Ești în țarc. În țarcul ăsta sunt într-un coteț. Nu ai voie să ieși. Nu discutăm. Au încercat să spargă de nu știu câte ziduri ăsta. A fost ultima dată Admiral Byrd, prin 65 de acel mănșir, așa, nu mai țin de exact anul, când s-a dus și toată armata a fost făcută praf. Puțin supraviețitor s-a întors și a zis că nu putem să-i învinge, tehnologia lor ne depășește. Au cartografiat cât au putut, ce au găsit acolo, ce artefacte au găsit, ce tehnologii. Naziști au plecat acolo și au făcut un Schwabenland, ceea ce este o țară a lor, cu
există Vaticanul la ora actuală, a făcut o țară, a întocmit o țară și acum se duc lupte teribile la nivel diplomatic pentru recunoașterea ei. San Giorgio este o țară în Antarctica, în zona aceea unde ci că n-ai voie să te duci. Deci Vaticanul are proprietatea acolo. Adică o țară, poate un oraș, nu știu. Nu. Bănuiesc că nu e ceva mare. Milioane de kilometri pătrați. E o țară. Sunt patru zone cartografiate, sunt e Vaticanul, sper că Roșil și-a mai luat ceva, deci sunt câțiva din ăștia mari care și-au revendicat țări, proprietăți. Și acum țara asta trebuie să ia de la zero. Să-și facă bancă, să-și facă guvern, să-și facă armată, să-și facă bătălia. Și la noi în țară sunt foarte mulți care vor să-și ia... Dar de ce trebuia să fie, să zicem că e adevărat, de ce ar fi trebuit să fie o țară în Antarctica? A Vaticanului, de ce? Pentru suveranitate, Luis, e vorba de statutul de suveran. Singurul suveran care în lumea asta autentic este decât Papa. El nu are acte. Nu are stat în stat oricum la Roma. Deci ar mai trebui o altă țară în Antarctica. Ai altceva. Pentru statut. Pentru că Italia și multe zone din Europa vor dispare sub ape. Asta e altă poveste. Sunt informații. Deci ne ducem în treaba cu 2012. Acolo a fost reținut în film faptul că se construia o arcă și sigur se salva toată cultura umană, plus cei mai inteligenți oameni și cei mai bogați, bineînțeles, care își plăteau locurile pe arca aia și toată planeta se scufunda. Propriu zis, asta seamănă oricum cu, nu știu, glaciațiunea, momentul în care dispar dinozaurii. Oare când erau dinozaurii, acum 60 de milioane de ani, se spune că nu erau oameni atunci? Era altceva, oameni uriași, a fost o resetare și atunci. Iar da, de principiu așa mi s-ar părea normal, la nivelul ăla de specie ca dinozauri sau... Triceratops sau brontozaur sau altele, mi se părea normal ca să fie și oamenii mai dezvoltați, pentru că era, dar era ciudat, adică din punctul ăsta de vedere ei trebuiau să se hrănească cu o cantitate foarte mare de mâncare. Îmi pare povestea asta cu Jurassic-ul ăla, toată povestea aia, parcă îmi pare un experiment nereușit, așa, nu știu cum să-l văd. Deci, parcă cineva a creat o lume și a vrut să vadă cât de mult rezistă chestia aia. Sau nu dar știu dacă cum... lumea nu a fost la așteptări, pentru că vorbim exact de ce încălcăm noi. Și mari imperii când au sucombat, când au ajuns la, exact ce ai spus, oprirea evoluției, când patricienii își construise scaune, stăteau la masă când mâncau tot timpul și au făcut scaune cu WC-ul incorporat. Și nu se mai ridicau de la masă. Deci când au ajuns de decăderea morală extraordinară, atunci a dispărut și Imperiul Roman. La fel și civilizația. Păi s-au descoperit acei dinozauri uriași, că aveau încă nedigerată iarbă în stomac, adică ei au fost surprinși în timp ce mâncau. Deci n-au murit în timp, adică instantaneu. Au murit toți deodată. Deci resetarea, că spui că eu asta... Păi dacă vorbim de un asteroid afectat, eu știu, o zonă de pe Pământ, dar de pe tot Pământul simultan odată, n-are cum să fie un asteroid, fiindcă distrugi totul deodată. Deci lovitura aia a schimbat axa Pământului, totuși. Ok, să zicem asta, deci, cum zic deci ei. Deci trebuia să fie ceva foarte puternic. Foarte puternic, dar dispărea Pământul cu totul. Să fie, sigur, o armă, dacă am luat-o și așa. E, putea asta să fie e. Și o armă. Da. Ceva bazat pe rezonanțe, pe frecvențe, pe radiații, care să oprească instantaneu viața pe Pământ, să dea un reset și atunci copacii să fie mai mici, ființele mai mici, totul se reduce la dimensiuni mai mici. Adică e alt caracter în joc, alt joc, dar materia primă aceeași. Asta vreau să zic, noi trebuie, dacă tot știm și am înțeles lucrul ăsta, să facem cumva să evităm resetarea, sau să măcar să o facem suportabil, să măcar să fim trecuți acolo pe lista celor care intră în arcă. Iar ăia care intră pe arcă... Cum o vedeți resetarea asta? Și resetarea? Cam în ce orizont de timp s-ar putea întâmpla? Se întâmplă. Dispar oameni de lângă noi.
spontan, subit, instantaneu, dispar cu totul. Și să zicem că acele filmulețe sunt fake. Da, e 1, 2, 3, așa e, s-a dovedit, dar restul nu mai sunt fake. În aeroport dispar oameni deodată, 5-6 deodată dispar și le cad gențe de mână. Era un de ăsta, de un curier, venise la ușă la cineva și era camera la vedere și a înregistrat. Venise, suna sau a sunat la ușă, era mașina de curierat în spate, un fel de fan curier, că la noi, dar în Statele Unite. Și a început să sune, fiindcă nu ieșise nimeni, a sunat și cu telefonul în mână s-a întors la mașină, probabil ori să ia ceva, ori să plece că n-a răspuns, și în timp ce s-a întors a dispărut și a căzut, s-a văzut cum telefonul a căzut și geanta lui ăla, deci deodată. Și cazurile astea sunt nu, mii, dar numai sute sunt câteva înregistrate, fiindcă restul sunt extrem de mult de cenzurate, pentru că s-a creat o panică extraordinară. De nu văd de ce ar fi panică, de ce dacă în Biblie spune doi vor fi într-un pat, unul va fi lăsat, unul va fi luat, doi vor fi la câmp la trăierat, unul va fi lăsat, altul va fi luat. Și asta se întâmplă acum. Eu zic că e vorba de frecvențe și e vorba de conștiință și de multe alte lucruri. Dacă stăm tot timpul și judecăm, nu, ce am zis eu? Barca mică, găurită, începe să ia apă, dar noi stăm să ne certăm între noi, în loc să găsim soluții să scoatem apa din barcă. În loc să ne ocupăm timpul cu discuții filozofice. A, ăla e, spune, tâmpenii. Dom'le, tâmpenii, hai să facem ceva, să ieșim de aici. Lăsăm tâmpenile, n-avem timp. Vedem ulterior ce cum tâmpenii au avut dreptate sau nu. Toți nu suntem chiori. Vedem clar că se întâmplă ceva grav. Insistă unii să ne bage în războiul mondial. Și e clar că ăștia care forțează și aruncă chimicale astea din aer, care sunt otrăvuri, de ce ei nu pățesc nimic, înseamnă că ori au antidotul, ori au un ADN diferit de al nostru, care nu este afectat de mercur, săruri de bariu și plumb. Au alt ADN și nu sunt afectați. Am cunoscut asemenea oameni. 0-1 RH negativ. Indestructibil. Cine, părinte? Sunt oameni, nu știu, reptilieni. Nu puteți să dați nume? Am fost căutat, găsit de oameni. Ăștia m-au sunat și aveau 0-1 RH negativ. Ce se poate afla prin analizele noastre? Dar un sânge foarte rar, nu s-au îmbolnăvit niciodată în viața lor, niciun fel de virus, bacterie, microb nu se atinge de ei, nu li se poate schimba ADN-ul cu niciun ARN de ăsta modificator genetic, orice otravă ar lua, nu îi afectează. Mm-hmm. Pentru ei, aceste otrăvuri din aer nu îi afectează. Deci e clar că dacă cineva, să zicem, noi facem un exercițiu de gândire, o simulare, dacă cineva a făcut nebunia asta ca să reducă populația omului, e clar că ei ori au antidotul, ori nu sunt afectați de aceste otrăvuri. Este atât de logic, e simplu. Iar eu am întâlnit un om care nu este afectat de așa ceva. Ce pot să vă zic? Este clar că cineva vrea să ne distrugă, să facă, să creeze extincția speciei umane. Și păi dacă l-ați întâlnit, el ce a zis? Ce, n-ați vorbit? Ce a zis? Cine e? De ce e așa? Este, are comunicații cu ceilalți la anumit nivel, nu este de acord cu ei, e, să zicem, un reptilian bun. În sensul că știe exact ce este, dar nu e de acord. Așa cum noi suntem cetățeni al unei țări care invadează o altă țară. Ce vină am eu? Că conducătorii au pornit un război într-o țară unde eu am rude și prieteni, de exemplu. Deci păi stați puțin că mi-ați dat o știre foarte gravă și foarte importantă. Deci dumneavoastră cunoașteți un tip care este non-uman, care știe cine e și cu care ați vorbit deja. Da, și care au puterea gândului extraordinară. Dacă cumva omul ăsta, el n-are nevoie să învețe tehnici de meditație, de antrenament psihotronic, de magie, de orice, dacă a văzut așa a făcut, dispare o clădire sau cade avionul din aer, pur și simplu. Așa de mare forță mentală au, extraordinară, putere extraordinară. Dar vă dați seama că aici chiar nu vă crede nici 10% din publicul nostru. Foarte mulți mă cred, fiindcă mulți cunosc asemenea oameni. Mulți cunosc. Oare? Păi, dar au fost publice lui, s-au ieșit la un moment dat artiști cântăreți de rock care au spus, eu sunt reptilian, nu mai știu cum erau cântăreți, renumit, îmi scapă numele acum.
Unul care te bine, așa sunt o groază ăștia care zic că și-au vândut sufletul diavolului pentru succesul vremelnic pe planetă, uitând că se transit gloria mundii. Glume, dar se prind, nu știu ce să zic, oamenii chiar au succes. Păi nu sunt reale, dar zic că alea sunt ușurele pentru ce spun eu. Deci era un timp spectacol, ei și omul se droga. În timpul Duhului, ei fiind cu shape-shifting, așa cum lumea înțeles că sunt ăștia, și-a pierdut controlul formei și a ieșit și a fost fotografi filmați. S-a chinuit ăștia din servici o zi întreagă să scoată de pe YouTube, dar unii s-au salvat în telefonul lor. Au rămas în registrările cu coada lungă, căzuse pe scenă și a început să-și apară forma adevărată. Și mulți care clipez și apar ochii aia care face bling-bling, nu sunt pe verticale și orizontale, deci sunt și de ăștia, adică și ei sunt mândri că sunt de acolo. Și chiar a spus, da, eu așa, dar eu nu am treabă cu ei, eu îmi văd de... Adică există și reptilieni artiști care vor doar să facă muzică și au succes în aproape orice, fiindcă au niște capacități extraordinare. Sunt și acei directori de bănci, în general din familia Rothschild, care sunt homo capensi sau au capete lunguiețe, deci că au fost scoși cu forcepsul. Ei nu sunt defecți genetici, din potrivă. Ei se nasc cu homo capensi, cu această ghilimele de formație a craniului, care de fapt le conferă natura lor în ghilimele nobiliare. Ei fac parte din această specie hibridă, apropo de hibrizi, într-adevăr, ei sunt niște capacități extraordinare telepatice și care sunt, fac parte în general din familie nobiliare. Gen, nu Roșil, că a fost ulterior, nu a fost nobiliar, a fost nobiliar de în casa regală. Mă refer la casele vechi, merovingiene, casele nobiliare, nu scap acum. Sunt alea cele care sunt celebre, Parnese care sunt cunoscuți și sunt foarte puternici. Ei au înființat, cumva au finanțat cultul sabatean. Dar aceste familii nobiliare, să știți, ei au aceste forme. Dacă ați văzut fotografia ducelui Eddington de Rothschild, un tip simpatic, foarte jovial, apare pe toate rețelele, uitați-vă la creștetul lui, are capul suguiat, e foarte alungit. Ei se recunosc imediat prin chestia asta, că au capul lunguieț. Și de aici își dau seama că provin din zona asta, hibridă cu reptilieni. Deci dar știți cine mai avea capul așa? Și există mumia. Tutankhamon. Da. Exact. Chiar m-a șocat când am văzut cum este capul lui... Homo capensis, așa este. Sunt o specie care nu sunt umani, non-umani, dar sunt hibrizi. Au și chestii umane în ei. Niște capacități extraordinare. Erau și glorificați și zeificați, că toți știau ca niște puteri extraordinare. De asta zic că când ai întâlnit oamenii de aceștia, îți dai seama cam pe unde sunt. Și mai vezi pe unul că îți critică că ce spui tu sunt baliverne. Tu care ai văzut cu ochii tăi, deja aici e dureros. Te doare să vezi că vezi oameni care se duc pe prăpastie și strigi la ei. Nu, și țipi, e nimic. Abă că bascând, păi caz în prăpastie și țipi la ei. Și exact ca bancul cu bălbâitul și cu orbul. Ăla zice în prăpastie să facă pipi când cade, coboară în autocare și bălbâitul prea târziu așa și noi, cu ăștia care strigăm după ei, nu vedeți că e ceață în față, e o prăpastie. Nu mergeți în direcția aia. Dar ei vor să meargă acolo. Aia mă, ce știi tu? Că bați câmpii. Asta e tragedia celor care știm și am văzut. Și vorbim absolut, transcenzând orice noțiune de religie, de orice prejudecată, de orice formă de definiție, de semantică preconcepută. Vorbim de esență, arhetip și matrici. Aici vorbim. Când vorbești de esențe, acolo lucrurile sunt foarte simple. Sunt foarte simple, sunt directe. Limba lui Dumnezeu este limba matematică. Nu există loc de interpretări. Și când vezi lucrurile atât de simple și spui, țip la oameni, vezi, nu te duci acolo. Ce știi tu? Asta e tragedia celor care știu și înțeleg. Tragedia că neputinței în fața prostiei omenești, că nu știi până la urmă.
oamenii nu sunt neapărat proști. E o chestie că noi avem, foarte interesant, cât apă avem când sunt copiii mici, 75% apă, cam tot 75% avem și ADN non-uman, de la paraziți. Paraziții ăștia sunt forme, extensiile demonilor, apropo de demoni, ei sunt în interior, e calul troian, e vorba de parazitarea noastră. Toată natura e parazitată și acum, dar să vorbim de 2 miliarde de ani jumate când au apărut microbii ăștia, sunt în natură. Noi avem ulterior, noi suntem invadatorii spațiilor vital, iar ei sunt mai vechi și mai bătâni și mai inteligenți ca noi, dar ne-au acceptat. Ca apoi proștii mici care se crede stăpânii lumii. Ne-au acceptat, conștiința și inteligența lor este exogenă, câmpul lor, mintea lor nu mai este fizică. Și au dat seama că pierd timp și energie consumată în formă și atunci au lăsat mintea și conștiința într-un plan energetic. Forma lor fizică sunt niște microbi, de exemplu. Dar restul sunt în exogen, adică în câmpurile exterioare gazdei. Găsesc pe cât un prost care devine vehicul cu care ei călătoresc. Noi suntem mașinile lor, unii de lux, alții trabant, dar ei se plimbă cu noi și au volanul în mână. Când ți-e foame, ți-e poftă de ciocolată. Nu ți-e foame și poftă. Ăia vor să mănânce ciocolată sau nu. Când te ceri cu cineva, nu te ceri tu. Ăia din tine intră în vibrație și turbează și nu suportă lumina din celălalt sau invers. Deci e vorba de... Asta este un proiect, vă rog să verificați, știința l-a descoperit, Metahit se cheamă. Proiectul Metahit a fost descoperit faptul că sunt patru categorii de bacterii din corpul omului care sunt în compatibilitate sau în incompatibilitate cu grupurile de bacterii din celălalt corp. Și sunt patru tipuri de bacteroide, Staphylococcus, Prevotella și încă una. Sunt patru tipuri de bacterii. Astea toate au un registru de frecvențe în care comunică. În momentul în care s-a descoperit asta, în momentul în care s-a făcut transfuzii de sânge, la un, dau exemplu 0-1, s-a pus A2. Ăla trebuia să moară. Dar nu s-a întâmplat nimic. A mers perfect. Și când s-au mirat, medicii și-au zis, domnule, am greșit, dar acum Dumnezeu n-a intrat în ala șoc. N-a intrat în șoc și au verificat și au văzut, domnule, ăsta, omul ăsta a avut o compatibilitate de altă natură cu celălalt. Era de aceeași categorie de bacterii. Bacteriile acestea sunt inteligente, au o conștiință și comunică cuantic cu celelalte bacterii din celelalte gazde. Asta e altă realitate, apropo de demoni, de arconi, de arconii care vorbea și Castaneda, de volador, de mintea care te minte, mâncarea care te mănâncă, hrana care te hrănește. Lucrurile acestea le știm, de aici provine, practic vorbind, 75% apă, 75% de ADN non-uman. Când se schimbă raportul și ADN-ul ăsta îl scot din tine, post ce a făcut Hristos, după ce a primit revelația totală, Teofania spune, la botez, l-a încredințat Dumnezeu până prin vocea Duhului Sfânt, care a spus, acesta este Fiul meu cel prea iubit în care am binevoit. Vocea Dumnezeu Tatăl, pardon, și Duhul Sfânt, care era vibrația aerului, era porumbelul pe care unii îl vedeau. Deci două persoane și a treia Hristos în apă, în Iordan. După această încredințare, a avut și ucenicii dați imediat pe loc de Ioan Botezătorul sau esenienii care proveneau de la esenieni și erau la Ioan Botezătorul. Avea grupa de ucenici, avea sprijin și politic, avea prieteni în consistoriul lor de atunci, avea suport politic, avea suport social, avea ucenici, era la început. Ce a făcut? În loc să plece la propria odire, Hristos s-a dus în peștera carantaniei să țină post negru 40 de zile. Adică să se întâlnească cu umbra lui, marea confruntare, demonul fiecare este umbra lui fiecare, deci noi nu trebuie să încercăm cu altul, ci cu noi înșine. Adevărata noastră problemă, fiecare dintre noi, când avem o problemă de orice fel, nemulțumire, eu știu, discontinuitate, nu știu cum, semantică, trebuie să te gândești la tine, e umbra. Luptă-te cu ea, asta a făcut-o simț și asta a spart, a creat tiparul Hristos. S-a luptat cu anticrist, adică exact El, exact aceeași cunoaștere, aceeași putere, nici mai mult, nici mai puțin. Și trebuia să-și lupta cu umbra, înseamnă asimilarea umbrei, transformarea în lumină. Și la final, când a asimilat umbra, abia atunci a pornit la propovăduire, arătând calea asta tuturor. Ce știm noi acum de postul negru fără apă, fără nimic? Nimic, totul s-a ascuns. Nu se știe că, de fapt, asta este calea. Până că noi, de volador, nu scăpăm și de mintea asta conflictuală, de judecarea aproape și la orice nemulțumire care avem, este o problemă de chimie și de rezonanță cu entități care ne locuiesc la propriu. Problema noastră nu este afară niciodată, fiecare problema fiecare dintre noi este întotdeauna în interior.
numai și numai în interior. Deci pornesc toate problemele, inclusiv războaie, o să spun și înainte. Deci am sensul că entități se conduc lumea aceasta. Ok. Cheia e la noi. Aceste entități sunt supuse legilor acestei lumi, pentru că atunci când se nasc, știm din filmul Constantin, că și acolo sunt niște adevăruri, că fiecare înger, demon, spirit, care la întrupare, în orice lume, dimensiune ar veni, la întrupare, trebuie să respecte legile formei pe care o ia. Asta este o lege imuabilă, vorbim de la Kybalion și celelalte lumi. Aceeași lege. Orice putere spirituală care se naște, se întrupează, poate să aibă vârste de milioane de ani. Nu contează, când ia formă, trebuie să respecte legile formei, adică acelei lumi. Respectă legea și noi. Respect legea acasă, unde ești prin Tamu Safir. Legile gazdei. Așa și într-o țară când te luiște, interesează înainte ce legea. Gravitație, respirație, da, altfel un organism nu poate să trăiască decât adaptat la această atmosferă. Obligatoriu. Și mai mult de atât, trebuie să pornești cu start egal. Adică tu trebuie să renunți la toate șmecherile care știi înainte, puterea, antrenamentul și mai departe, în alte lumi, ce tu, demon, înger, sau ce credeai tu că ești. Aici e de la zero, tabula rasa. E, aici este problema, pentru că dacă am înțeles asta, înseamnă că ăștia care sunt aici au forme umane, dacă au folosit lucruri care depășesc puterea unui om, au încălcat regulile și sunt imediat scoși din joc. Noi avem puterea de a-i scoate de tot, adică să oprim măcelul la 7 miliarde de oameni prin puterea minții. Nu avem nevoie de rachete. Puterea minții noastre de miliarde de ori mai puternică decât orice rachetă din lume. Păi faci să dispară racheta din aer, așa cum dispar oamenii în aeroporturi. Dispare racheta aia sau se transformă în petale trandafiri și cad din rachetele Satan 2, Kinjal sau cum ne spune, ca niște petale la ocean, plouă cu trandafiri, nu cu oxid de grafen. Și o să ne mirăm cu toții, băi, dar parcă mirosea urât în București, uite că mirosea trandafiri, deodată cad petale de trandafiri. De ce nu facem asta? Stai, baba făcea așa ceva. Și nu era creștin. Putem face petale de trandafiri din orice, să știți, din smog, din gândurile rele ale oamenilor, le transformăm în trandafiri, nu mai putem să mergem pe stradă, oprim circulația, că tot să dăm la o parte petalele, până aici putem să ajungem, să știți? E atât de simplu și ușor, dar avem nevoie, dincolo de toate problemele noastre de natură dogmatică creștină, că bătem câmpii, oameni buni, nu mai e timp de prostii, ne certăm ca chiorii și suntem se scufundă casa. Deci vin apele, noi ne înecăm, dar ne certăm între noi că nu ne asortează cravată cu pantofi. Dar noi suntem pragul extinției. Ați înțeles cât de inconștient suntem? Asta vreau să spun. Și e foarte simplu. Masa minim necesară, masa critică minim necesară de oameni care să intre în rezonanță și în duh, în rugăciune, în lumină. Păi cum stăm să ne rugăm? Nu. Orice ce faci, când mergi la serviciu, la volan, oriunde ce faci, să-ți fii eman lumină. Nu mai e timp de răutăți de orice fel. Lumină pur și simplu. Și asta transcende religia. Transcende religia. Și vă spun un singur lucru. Și cu asta, iartă-mă, vezi că am ținut prea mult, este o realitate, o întâmplare din grupul nostru, cineva care din Florida. A fost când era Katrina, acel uragan, furtunea teribilă, era statistic, doar să moară nu știu câți, ordini de evacuare, au început să fugă săracii români din Florida. Și ce să facă până să ia? Pe autostradă, logic, nu? Și mă sună o femeie săracă. Părinte, plângea. Ce să fac? Am întârziat, am ajuns târziu, nu mai știu că mă uit acum pe geam, nu știu, etajul 50, mă uit, toate autostrăzile sunt blocate. Oamenii au fugit, au lăsat mașina acolo și au luat-o pe jos. Se vedea fuiura de în largul oceanului, se apropia de țărm. Și ăștia fugeau și au lăsat mașina pe jos. Deci exact ca în filme, era o groază, o panică teribilă. Eu am zis și eu gândindu-mă blocurile din București, măi, tu stai un subsol pe Ceaușescu, era tâmpit. Nu aveți un subsol, nu există părinte la noi subsoluri. Mă, cum nu, face zgârie, nu a fost subsol, m-am rămas sub pe mă, ce inginerii au ăia. Dar nu aveți unde la un magazin, ceva, undeva, nu există părinte nicăieri, totul aici e făcut de fațadă, sunt cartoane toate, nu există părinte, ce crezi dumneavoastră? Tu uite, decât la frumos, totul este bun, am înțeles. Am zis, doamnă, ce putem face de aici, de la distanță, decât să ne rugăm. Mergeți undeva unde vedeți mai mulți oameni că se roagă, mergeți acolo, rugați-vă. Și s-a uitat de la înălțimea zgârie norului și a văzut pe plajă mii de oameni. Și a zis, mergeți acolo. Oricum, dacă e să te ia de acolo, te ia și din casă și de acolo, de oriunde, rupe tot.
măcar știi că nu e singur, nu mori în panică. S-a dus acolo, a zis, rugați-vă că Dumnezeu face o minune. Începe și noi să ne rugăm, apelăm și noi la prietenii noștri și minuna se întâmplă. Mă sună direct de acolo. Zis, ați văzut? Eu în mintea mea pe atunci gândeam exact ca Domnul acela, credea că sunt eu eretic și fals preot. Așa am zis și eu pe atunci, Domnule, nu știam cum să-i zic discret, căutați un ortodox pe acolo, vedeți cum face crucea. Dacă face invers la sâna dreaptă, nu, plecați de lângă, mergeți la unul care face crucea ortodoxă, căutați pe ăla, vedeți dacă are barbă, cruce de lemn la piept, e smerit, nu știam cum să-i zic astea. Auziți? Erau de a cuchitări pe acolo, cântau în toate limbile pământului, unii băteau mâinile în aer, erau numai în fața morții, se manifestau în mod ciudat. Dar absolut toți, unul nu plângea. Toți erau într-o stare de bucurie extraordinară, nu știu, în fața morții în care simți bucuria. Nu mai conta nimic. Nu mai conta nimic. Erau într-o bucurie, mulțumeau lui Dumnezeu, dădeau slavă lui Dumnezeu. Unii se rugau, Doamne, fă o minune, dar o făceau cu atâta suflet, devenea să plângi, dar de bucurie. Femeia a intrat în fluxul ăla, n-a mai ținut cont de nimic, nu că ortodoxă, stânga, dreapta, cruci de lemn. Și mă sună, părinte, au dat la televizor 90 de grade. Furtuna a început să meargă la absolut imposibil din punct de vedere științific, practic cum am vrea noi. Face o buclă, face ceva, dar la 90 de grade fix, brusc, a luat-o de-a lungul. Acordit-o. Da, Catrina. Asta s-a întâmplat atunci, lucru real. Puterea grupului, puterea rugăciunii, n-am mai ținut cont de ortodoxie, de catolic, de budist, nici om. Suntem fii de Dumnezeu, oameni fii lui Dumnezeu. Noi trebuie să facem lumină sau ce lumină, să scoatem răutățile din noi. Ce este atât de greu de înțeles? De ce ne cramponăm mereu de răutățile astea? Ne-au îmbâxit cu prejudecăți și ne obligă să mergem pe niște clișee de, în care ne indiferent ce îi face, cum îi face, tu ești vinovat. Așa te face să crezi. Ești vinovat, ești păcătos, ești nenorocit, n-ai nicio șansă. Cum îndrăznești tu păcătos să ne înveți după noi? Păi noi știm mai bine, tu n-ai dreptul să gândești. Tu fii prost acolo și execută ce spunem noi. Aberațiile noastre logice, de orice fel, că dacă este canonul ăla din punct de vedere logic, sunt mai rău decât în drumurile astea care dai examen la șoferie. Că toate sunt absurde. Deci ăștia care iau teorie, iau din noroc. Dacă e pe logică, este absolut imposibil să ții 22 de puncte. Așa și cu canoanele. Sunt absurde majoritate. Asta vreau să vă zic, credința adevărată stă în lumina lui Hristos, care este inefabilă, este infinită. Trebuie să fii în lumină. Nu te poți duce cu pete. Ești lumină sau nu ești deloc. Așa trebuia să spunem Malraux, secolul 21, nu că va fi religios, dar e interpretabil. Ești lumină, da, exact. Ești lumină sau nu mai ești deloc. Da. Dragi prieteni, iată, am stat împreună cu Părintele Singurov 2 ore și 18 minute până în acest moment. 4500 de oameni sunteți acum, mai mulți decât erați înainte. Ați pus și voi pe aici niște întrebări. Da, nu o să-l las să plece până când nu mai răspunde la 2-3 întrebări pentru voi așa. Deci, cineva întreabă dacă doamna Șoșoacă este apărată de noi a patra dimensiune. Mă rog, n-am înțeles exact ce vrea să spună. Există o protecție specială pentru Diana Șoșoacă, într-adevăr, că să ai așa un curaj nebun și totuși să treci prin toate furcile caudine fără să pățești nimic aparent. Da, Diana e Neo din Matrix. E factorul aleatoriu, imposibil de legat, de prins în ceva. E imprevizibilă, e absolut imprevizibilă și este și protejat. Altfel n-are nicio șansă, vă dați seama. Deci am putea considera că la un moment dat va câștiga tot ceea ce e de câștigat în politică. Cu siguranță misiunea și-o face cum trebuie și ce trebuie face. Acum chestia cu politica, deci face ce e bine. Dacă nu va fi bine să fie președinte, nu va fi. Dacă e bine pentru viitorul nostru, atunci va fi. Pentru că lucrurile sunt în continuă schimbare. Nici nu știm dacă vor mai fi alegeri. De asta zic. Dar deja ce trebuia să se schimbe s-a schimbat. Percepția conștiinței colective e schimbată.
Adică deja și-a făcut treaba. Diana a ajuns, a dus unde trebuie mintea, ne-a obligat să gândim. Ne-a obligat să ieșim din starea aia. Dom'le, am început oamenii să gândească, să schimbe percepția. E perfect, chiar și numai atât, dacă este perfect. A, dacă se merge mai departe, atunci este paradisul. Dar depinde de că nu poate singură, că până aici a putut singură, adică ne-a trezit, ne-a făcut cu toate înjurăturile care și le-a luat, cum și eu mi le iau, și a asumat înjurăturile. Dom'le, ai curaj să spui ce gândești. A spus exact adevărul, nu altceva, a spus adevărul și a fost înjurată că a spus adevărul. E, de acum încolo, una e trezirea de conștiință, alta e reconstrucția. Acum, dacă ne-a trezit, trebuie să ne apucăm de treabă. Ne-am trezit, așa și ce facem dacă suntem treji? Ne uităm unii la alții? Trebuie să ne apucăm de treabă. E, acum, acolo va fi problema în care nu mai poate ea singură. Trebuie să ne apucăm toți să schimbăm de la zero tot ce începând cu noi, cu cei în jurul nostru, încet, încet, ca în urma unor inundații, dăm noroi la o parte. Nu știu, îi arestăm sau nu pe ea, dar cu siguranță va trebui cei care... clonele astea care sunt prin Parlament sau pe unde sunt, cu siguranță nu mai au ce să caute cu logic, nu au ce să caute cu totul, evacuați cumva, făcut Dumnezeu să facă un miracol. Asta este clar, ăsta este primul lucru. Și Diana a promis chestia asta, că asta nu se poate. Dacă nu scoți, să zicem prin absurd, presupunând că Constantinescu a fost un om proverbial și a vrut să facă dreptate și bine. Noi știm că a făcut o tâmpenie cu Ucraina, asta e altă poveste. Unii zic că a fost trădător. Dom'le, dar să zicem că a avut intenții bune. Păi, dar dacă el a fost singur și maxim 2-3 pe lângă el, n-a schimbat nimic din sistem, păi de aia n-a putut să facă nimic. Când e singur, nu poți să faci nimic la nivelul ăsta. Cu siguranță, asta ne implică și ne obligă pe toți să facem, să schimbăm ceva. Asta e că Diana. Și lăsați-o pe Diana. Noi ce facem? Diana a dat o direcție. E vorba de noi toți acum. Da. Okay, ai mai fost întrebat, părinte, de ce s-a întâmplat acolo la Frăsinei. Noi am mai abordat o dată subiectul ăsta într-o altă emisiune mai veche. Slujba aia, unii considerau că nu puteai să o faci, că nu știu ce, că nu era în regulă, în fine, chestii de genul ăsta. Dar putem să dăm un răspuns la modul că pentru a înțelege oamenii. De ce a fost nevoie de acea slujbă? Care era substratul? Care era logica ei? Motivul meu personal, strict personal a fost, vă spun sincer, am avut obligația de conștiință. Duhovnicii mei au fost de acolo, pe linia lui Paisie, Lavrentie și Ghelasie. Fiind ucenic al lui Ghelasie, am simțit obligația absolut morală și militară, având jurământ militar, ca să arăt că acel blestem pus de un episcop, ca niciun preot să mai facă liturghie acolo, să arăt că ne speriem de că Dumnezeu nu se uită în gura măgarului, să știți. Pentru că noi trebuie să ne gândim că Dumnezeu vor aduce lumină, nu blesteamă pe nimeni. Cum să interzică cineva să facă liturghie într-un loc unde mii, dacă nu zeci de mii de oameni s-au vindecat, s-au tămădit și au vindecat în primul rând sufletul, apoi vorbim de trup. Și au rezolvat problemele în viață. În locul acela tu să oprești slujirea și să nu mai vină oamenii, mi s-a părut o crimă. Și a fost un gest să arăt că adevărul Hristos mi-a puternic cât orice episcop din universul ăsta. Și am arătat că ce s-a întâmplat după o zi, două, a fost cu tremur în Craiova. S-a întors blestemul acelui an apoi. Ne-i frică de cine? Ne-i frică de întuneric? Niciodată, să știți. Cei mai mulți și cei mai mari eretici în istoria bisericii au fost episcopii. Vă rog frumos, cercetați, verificați istoria IBU, istoria Bisericii Universală. Cei mai mulți ereziile au pornit la ereziari, adică eretici ierarhi. Ei au creat ereziile și nenorocire în istoria Bisericii. Ei sunt principale vinovați. Iar noi trebuia să apărăm Frăsineiul cu piepturile noastre, să fim toți acolo. Nu eu, singurul preot din toată țara. Păi da, dar nu mai există nimic jos acolo și sus au împrăștiat călugării. Așa este. Bine, el cumva Frăsineu ca duh așa e în altă parte, cu siguranță. Pusnicii nu sunt legați de un loc. Dar e păcat că acolo sunt mormintele părinților, care am avut evlavie toți, și este ceva abominabil, o blasfemie ce s-a întâmplat acolo. Trebuia protejat locul, trebuia, dacă era, cum au zis ei, că din cauza păcatului femeilor, foarte bine. Trebuia să facă o perioadă de carantină, o perioadă de penitență, să mai coboară preoții, să facă ceva, dar
nu să interziști total, să faci și proiectul de spa și de hotel, nu știu cum, parcă noi nu știm ce, care erau presiune și unde și-a făcut mitropolitul în ce organizație i-a plătit bursa în Haifa în 91-92. Deci noi știm toate astea și știm și de unde a venit nărocirea, că ce, care sunt în manuale, problema manual, distruge-le credința, tai-le rădăcinile, închide-le cerul, ca să nu mai vrea să se roage de tine să fie salvați, exact sindromul Stockholm, să fie salvat de tine de ei înșiși. Era o chestie care găsim și la Günther Anders, găsim și Bertrand Russell, toți acești minunați epigoni sau apostoli ai întunericului, al acestui nazism și al... Da, am aici un oarecare veritas dub. Deci acest om nu are niciun fel de identitate, e un cetățean care și-a făcut un cont. Bă, frate, de-a lungul acestei emisiuni de 2 ore și 25 de minute, ai trimis peste, nu știu, 60, 80, 100 de mesaje. Am înțeles, nu-ți place emisiunea. Pleacă, mă, nene. Ce vrei să demonstrezi? Că nu te înțeleg. Mi-au spus nu știu câți oameni să te blochezi. Eu nu am principiul ăsta. Eu vă las pe toți să spuneți lucruri. Ce oi avea tu? Eu n-am mai pomenit așa ceva. Un om care să stea o emisiune întreagă, 2 ore jumate aproape, și 2 ore jumate în continuu s-o lălăie, uite așa. Tot felul, cred că până la liniștit pe părintele Singurov, cine trebuia să-l liniștească, da? L-am pierdut, a ieșit din, l-a blocat și după aia, da, l-a scos, într-adevăr. Probabil că forțele cunoscute, vă mulțumesc pentru că și în acest moment sunteți 4500 de oameni împreună cu noi, cu mine, a plecat părintele Singurov printr-o tăietură scurtă. Nu știu ce ar fi deranjat și pe cine, dacă totuși considerați că este atât de absurd tot ceea ce spune părintele Singurov, voi ăștia care aveți tot felul de probleme și întrerupeți emisiuni. De ce vă faceți probleme? Ia să vedem dacă l-am recuperat pe părintele Singurov. Da, l-am recuperat pentru finalul emisiunii, slavă Domnului. Deci recomandam aici acestor oameni care trimit 60, 80, 100 de mesaje, în continuu trimite mesaje, eu nici nu știu câte mesaje a putut să trimită. Mă, omule, dacă nu-ți place, du-te mă și vezi de treabă, mă. Cum? Ești sadomasochist? Ce ai de stai așa aici clone, cu noi și clone. Trimite? Clone. Sunt clone. Da. Ce se face? Clone reacționează violent la lumină. Ia uitați ce spune asta. Ar trebui ca în mass media toți cei ce nu pot susține cu înscrisuri cele declarate să fie arestați, domne. Sunt de acord. Sunt perfect de acord. Dar ce ne facem cu discreditarea celor care au deci dovezi? Dumnezeu, existența lui Dumnezeu se probează cu înscrisuri? Întreb și eu. Pentru un prieten, pentru noi, pentru cei 5.000 de oameni care se uită la noi. Cum? Arestați-ne, mă, pe toți, că credem în Dumnezeu. Nu, are dreptate. Are dreptate. Martorile lui Hristos, deci documente originale, manuscrise ale celor care au fost martori direcți. Așa este, are dreptate. Dar noi avem dovezi la absolut tot ce am spus. Ce v-am zis eu de aceea Biblie de la Etiopia și în care tot ce am spus este acoperit perfect de o carte, monument național și protejat de armata Etiopiei, în care scrie tot ce am zis noi acum. Acum ce ne facem? E Biblie, nu? Cum accesăm ce scrie acolo? Urmează altă nenorocire, că nu putem să accesăm. Deci nu putem să demonstrăm. Mai scot din când în când, fac ei facsimile și le dă publicului. Mi-a spus că a apărut și un site. Ei sunt foarte reticenți cu informația, dar se pot. Mulți s-au dus și au obținut. Dar nu toată, e imposibil toată Biblia, dar fragmente. Din când în când mai eliberează un fragment de acolo. Pe baza acelor fragmente s-au făcut cărți, că le avem noi cu cheile genelor. Luată din fragmente, discloșuri eliberate de patriarhii Etiopiei. Din când în când mai scoate un fragment, mai fac ăștia câte o carte.
Apropo de că discutasem de frecvențe și de fel de fel de acțiuni care se pot derula asupra psihicului uman sau non-uman, nu-mi dau seama exact care cum e, zice cineva, ne ține în adormire pe frecvență joasă. Cum se procedează cu chestiunea asta? Cum se emite un anumit tip de frecvență? Adrian Păunescu spune despre asta. El a fost ca jurnalist în timpul războiului în Transnistria, 92, nu știu în ce an a fost, a fost chiar acolo în tranșee și spunea, aveau aparate rușii care le transmiteau o letargie extraordinară atunci când trebuia să pornească la atac. Și după ce erau bombardați și făcuți chisăriță, când se termina șarja, atunci le revenea energia care trebuia să le inversa starea. Deci era o chestie foarte simplă, să nu uităm de acele cutiuțe negre care aveau la buzunar toți acei cu peste 1000 de mașini Lada, care au intrat în frontier la revoluție, câte 4 inși sportivi și care toți aveau niște cutiuțe la curea și au fost văzuți împrășteați în mulțime atunci când vorbea Ceaușescu sus la balcona CC. Toți aceștia aveau aparate radionice care transmiteau o anumită frecvență în mulțime și a făcut pe toți să se revolte și simțea energia aia la 10 km distanță de București. Energia aia venea să te duci, să urci, venea să te duci acolo în București, să faci prăpăd, să tragi tu cu o pușcă, să dai foc la ceva. De era ceva care pornea din afara ta, era ceva, ei stimulau cu frecvențe chestia asta. Abia după ce am aflat și noi de performanțele aparatului ăsta radionice, care ulterior, dacă le dublești cu cele psihotronice, faci absolut orice vrei din oricine. Da. De ce să ne mire că au reacție așa oamenii? Deci asta este situația, oameni buni. Părintele a încercat să răspundă și la câteva dintre întrebările voastre. Sigur, sunt foarte multe. Ar trebui să stăm 10 ore cu voi. Acum, în ultimele minute, vă mulțumesc tuturor pentru că ați trimis atâtea și atâtea mesaje de felicitări și îl apreciați pe Părintele Singurov. Totuși, rămâne o întrebare. Aveți o prognoză pentru ce se va întâmpla cu România? Da, așa cum am văzut și la Sfânta Paraschiva, că pe lângă Arsenie Boc mai avem și pe Nil Dorobanțu și mai sunt câțiva care au fost persecutați de biserica oficială, de instituție de stat, că nu mai era biserica aia de atâta timp cât tu ești ca episcop și la ora actuală ești numit episcop prin decret prezidențial. Vă dați seama, sunt cutume sovietice astea. Ei au fost persecutați. Totuși, la aceștia care au aproape reușit să le distrugă cultul, credința oamenilor, n-au reușit să zmulgă credința din inimile noastre și s-a întâmplat un fenomen exact pe dos. Deci erau acele așa numite babe, că au fost niște articole și prin rețele despre babe, acele stâlpi neamului care îi vedem la toate pelerinajele. Ok, bunicii noștri, dar ce te faci că majoritatea, de data asta majoritatea a fost tineri, având același chip de când cu toată jovialitatea și năzdrăvănile lor care erau la coadă, că na, energia care era la tinerețe, cu toate astea aveau profund în inima lor și cunoaștere, adică ei niciodată n-au fi pus întrebări idiote la problemele noastre de acum, cu siguranță ei având cunoaștere și sunt studenți la fizică atomică, în zona aceasta de top ale minții, unde sforțezi limitele inteligenței, oameni foarte deștepți care erau acolo. Ei știau ce înseamnă pelerinajul. Nu interesa să ajungă la... Ci vreau pelerinajul, erau drumul transformării. Ei știau că la acel pelerinaj, neamul nostru întreg, toți stau acolo la transformare, la schimbare. Schimbarea viitorului nostru. Asta se întâmplă acolo. E o empatie a grupului. De acolo se propagă în toată lumea, în toată țara și în toți Balcanii, că era o lumină, se simtea la București. Înainte de apropie, ca la 50 km, acum de ei s-a simțit. O putere extraordinară, deci e clar că nu e Sfânta Iașului, Sfânta întregului neam și la toți Balcanii. Toți s-au dus și au avut evlavie. E, asta se transmite, n-ar legătură cu Sfânta neapărat. E vorba de un focar de energie care se emană de acolo și ne transformă pe noi la nivel intim. Ne devenim mai buni. Că pe un drum, la pelerinaj, cineva e, cuiva e sete. Tu ai o sticlă mai mare.
faci gestul de a da apă, altul dă un covrig, altul vorbește, o încurajare. Începi să schimbi informații, te sprijini unul pe umărul celălalt, poate ești corporatistul, poate ai fost învățat să fii rechin și nenorocit la servici. Dar acolo îți aduci aminte cum trebuie să fii om, îți revii la minte, transformi. Am văzut oameni, au venit de la... eu am fost tot timpul, am fost singura în care m-am dus acum, au venit oameni care nu au fost niciodată. Și m-am dat, părinte, tu știi cum e acolo? Nu știu, dar zi-mi tu ce puteam să zic. Străbunicul meu a fost arhitectul catedralii metropolitane, asta e altă poveste. Și mi-a adus niște tămâie și o iconiță. Omul acela niciodată n-a avut treabă cu credința, cu ce a căut. Și era și vaccinat. Deci e un miracol. Ce căutat acolo un om care era de business, era de imobiliare, de alte lucruri. Și nu era cu biserica, s-a dus acolo și a stat. Eu, sincer, eu unul poate n-a și stat 16 ore. 16 ore a stat la coadă. Dom'le, 16 ore, cred că niciodată n-a... Iana a stat aproape 20 de ore. Hai! Deci... De la ora 2 noaptea până la ora 9 și ceva, aproape de 10 seara. Nu compara, Lois, Diana, voință și a intrat acolo, era altceva și are credință. Domnul ăsta care n-a avut niciodată credință, a stat acolo pentru că a fost, s-a întors altcineva, eu știam cum era. Deci nu știu, mi-era și frică să nu-i stric Feng Shui, mă, să nu cumva să... Dacă n-am văzut că e foarte stabil și că se așezase un duh în el, se transformase omul ăla la nivel lăuntric, mi-a zis, domnule, asta e minune, asta e minune. Deci am văzut ce se întâmplă. Lucrurile astea vreau să spun că pot schimba destinul neamului nostru. Cu siguranță, dacă nu ni se configurează... Dar acum o să spun ceva, nu o să crezi. Deci acum am realizat că varianta pozitivă pe care tocmai o puneai în operă prin descrierea asta avea la Parascheva o variantă negativă. Au venit niște cetățeni acolo care s-au băgat în fața unor oameni simpli, fără putere, adevărate găști. Ei credeau că vin la Parascheva. Cum să vii cu asemenea mentalitate și cu asemenea atitudine? S-au băgat în față peste tot, au creat acolo niște convulsii, niște conflicte. Am înțeles de la cineva că unii, o familie, au aruncat un copil peste un gard ca să genereze acolo o diversiune și să se ducă mai în față cu coada. Deci tot felul de nenorociri. Alții au venit cu niște grupuri pe care le-ar fi băgat în față. Deci a fost o întreagă nebunie ca niciodată. Ca niciodată. Am văzut pe live-ul tău acolo, am observat chestia asta și mi-a zis cineva, deci că... Erau unii oameni atât de agresivi, da. Atât de agresivi că nu mi-a venit să cred, pur și simplu. Zic, ia uite bă frate, vin aici într-un fel de penitență, de liniștire, trebuie să facă ceva care să-i pună în postura în care vii la un asemenea pelerinaj. Și ei de fapt devin agresivi. Întrebare, ce fel de oameni sunt ăia care ajungând la Sfânta Parascheva devin agresivi în loc să devină smeriți? Nu erau oameni, erau clone. Și doi, dacă ai văzut filmul cu arcele alea, ai văzut că se chinuia unii să intre, sară pe arce și cădeau în abis, pentru că nu aveau bilete, nu au stat la coadă normal și n-aveau voie să intre. Așa și ăștia. Se aruncă pe din afară, dar nu nimeresc în interior și cad în abis. E ceva atât de simplu, dar noi, aici este și testul că dacă stai doar 16-20 de ore, nu contează, și nu ești deranjat de nimic, nu ți se validează. Vreau să stai și un pic de... să testeze și răbdarea. Adică în fața unor asemenea provocări, tu să-ți păstrezi duhul care l-ai acumulat în timpul celor 20 de ore. Și să fie pe lângă tine război și nenorociri și săgeți de foc, și tu să nu te clintești. Aici este ultimul examen. Că asta este, deci, în momentul ăla trebuia să fie, pe nu, n-a fost înainte. Te-a lăsat să acumulezi și examenul la final. E ceva foarte normal, dar e și frumos, fiindcă
În felul ăsta e și bucuria mare că cine a trecut de criza și nu s-a tulburat și n-a reacționat, e acela e și mai victorios, că la final cu siguranță își dă seama că ăsta a fost un examen. Ceva normal și în viața e la fel. Și acum, dragi prieteni, ultima întrebare, se face ora 23 și avem 2 ore și 40 de minute și 4500 de oameni în continuare sunt cu noi. Ultima întrebare și cred eu cea mai importantă, pentru că despre Sfânta Parascheva am vorbit un pic în mai multe rânduri. Oamenii întreabă, părinte Singurov, cine a fost de fapt Arsenie Boca și de ce nu este canonizat în acest moment? Care sunt resorturile ascunse din spatele acestei amânări? Eu am informația că s-a făcut acest dosar de 2 ori și că ar fi, chiar ar fi dispărut dosarul la un moment dat. Și oamenii, vedeți cum sunt, vor să știe. Mulți dintre ei probabil au fost acolo și au vărsat amarul și au spus păsul, unii chiar au fost ajutați. Alții, am observat și acum, era un reportaj la televizor, o familie întreagă s-a dus la Sfânta Parascheva și a făcut un accident mortal la retur. Deci cum e posibil ca, și la Arsenie Boca am auzit asemenea întâmplări, cum e posibil ca oamenii să se ducă acolo și să încerce să-și rezolve niște probleme, crezând că au în față o instanță importantă spirituală care va netezi drumul și de fapt la retur unii chiar să-și piardă viața. Ce se întâmplă? Discutăm iarăși despre aceeași chestiune? Ce sunt ei? Ce vor ei? Cine sunt ei? Ce își doresc ei? În ce care trebuie să fie retrași? Cum am zis că clonele se retrag de pe piață, așa și oamenii care, în care se investește foarte mult, lumină, îngeri, toate universele concură ca să omul ăsta să se îndrepte, nu ca să se vindece de boli sau să câștige la loto sau să reușească la un examen. Nu, să investească în el ca om. Și dacă el, atâta, toți rude, prieteni, poate că plătesc, pomenice la Athos, merg în pelerinaje, dar fac turism religios, nu merg pe o linie. Oamenii aceștia sunt ca niște sași cu multe găuri. Și atunci nu mai e rentabil să-i ții în viață. Eu gândesc pragmatic. Și acum e o chestie, să ne punem în locul patriar. Și chiar vă rog să facem toți acest exercițiu. Dincolo de orice aparențe sau alte lucruri, nu amestecăm doar această problemă cu Arsenie Boca. Știind că sunt într-adevăr două dosare, dar unul este clar pe masă de mult timp, dar Mitropolia Ardealului a făcut acest demers. Repet și subliniez, Bartolomeu Ananiea, mitropolitul, a fost nașul de botez. Pe undeva am învățat niște lucruri să n-am frică niciodată să spun adevărul. Și atâta vreau să vă zic. Încă mai sunt în viață cei care au semnat la securitate pentru arestarea lui Arsenie Boca și sunt în sinod. Și sunt în sinod. Sinodul ăla de atunci, în parte e și sinodul de acum. Acum, tu ești patriar. Nu contează că acuze ți se aduc. Dom'le, trebuie să iei niște decizii. Cum faci că dacă tu îl canonizezi fără să recunoști, să spui public că tu l-ai caterisit, nu ai voie să canonizezi un preot caterisit, încalci toate normele. Dacă recunoști că l-ai caterisit, îți iei reprobriul populației, cum de caterisit Sfântul. Înseamnă că tu ai o problemă ca instituție, îți pierzi credibilitate. Deci este cam la mexican, cu oricine trage tot se pierde. E o problemă foarte gravă. Deci nu că doar l-a suspendat, nu e adevărat. Eu am dovezi clare că a fost catezit, că i s-a făcut slujba de parentesis, i s-a tăiat barba, i s-a interzis să mai poartă și dulama, ceea ce este interzis total. Nu ai voie când catezisești pe cineva, numai este preot. Ok, nu e harul, e interzis să-și slujească. Ok. Dar călugăria nu se poate caterisi. Tu rămâi ca călugă și ai voie să stai în paramon, care este un fel de epitrahil și ăla, și în rasa de călugări toată viața ta. Tu ești ca un călugăr până mori. Nimeni nu are voie drept nicio instituție religioasă, doar dacă ești excomunicat și ești scos din biserică, cum i-a făcut Grigorie Palama. Lui Arsenie Boca,
i-au luat până și călugăria, numai îi se interziseze să mai poartă rasă și mergea într-un halat, l-am cunoscut în 88 la Sinaia, personal. Mi-a dat o piatră cu niște instituții. Am fost și eu pe acolo cu un coleg de-al meu, că acum e protocol prin Italia, era cu o chitară, nu eram de semnariști, eram caransebi și ulterior m-am mutat la București și am fost cu o recomandare, o scrisoare a unui preot la starețul de atunci de la Sinaia, Clement Popescu, și am fost să, că așa era normal, în vară noi trebuia să avem activități, adică nu aveai voie să te plimbi, tu trebuia, așa era înainte. Trebuia să vii cu recomandarea cel mai, că tu ai fost la o biserică, unde? Și noi am fost la Sinaia, băi, să îmbinăm utilul cu plăcutul. Am luat chitara, mergem pe munte, dar în același timp mergem și la mănăstire seara. Și ne punem bine cu ea, spălăm cartofi la cantină, țineți. Și n-am avut timp de chitară, dar așa de bine ne-am simțit, ne-a dat camera patriarhului, am stat acolo, cu superbă camera de protocol, și ne-am întâlnit și cu Arsenie Boc. Nu știam cine e, abar n-aveam. Așa zvonul, că un călugăr pe acolo cu probleme, era într-un halat, pentru că nu avea voie să poarte rasă. Era în halat. Și mi-a arătat o piatră misterioasă care n-am mai găsit-o după aceea, era în spatele mănăstirii, o piatră cu niște scrisuri ciudate, l-am regăsit scrisurile acelea pe tăblițe de aur la Sinaia. Și mi-a zis ceva. Aveai o asemenea piatră? Da. Da, și de un fel avea? De matriță pentru... Ceva? Exact, și mi-a zis, tu trebuie să aduci acest adevăr la suprafață. Ceva de genul ăsta, să aduci acest scrieri. Că vorbea așa mai repezit, nu înțelegeai, era și șugbos, mai și glumea, mai se întorcea, vezi, uite aici, astea, citește cu atenție, tot să spui tot ce scrie aici. Gen, istoria neamurii, acum eu filozofic, ce-o fi vrut să zică, să caut pietrele alea, să aflu care sunt, de unde să știu că o parte încă sunt, nu sunt la muzeu și topită de carul cum cine s-a fost neînvățat. Nu, a fost salvată la mănăstirea Sinaia, unde stau, nu știu, cu câte două, știu, sigur, plăcuțe de aur sunt salvate fizic. Ce e acolo și ce se spune de limba strămoșilor noștri, de exact ce mă înjura pe lumea asta cu extraterestre. Acolo scrie în tăblițele alea, îmi pare foarte rău să spun, dar sunt, ce zicea Zaharia Sitkin și strămoșii noștri și ce rolul nostru de paznici aici, a ceva, neamul nostru, neam de paznici, neam de păstrători a unor tradiții și a unor secrete teribile. De aia spuneau Iordanes, erau aninați pe munți, adică erau și preoții care puteau pe dragon să zboare prin aer. Taine care vedeți, nu, unde scrie? Păi scrie, cum să-mi scrie, dar dacă noi nu știm să citim și vrem să... Și au apărut aceste chestiuni în legătură cu el, că ar fi putut ști imediat cum vedea un om, da. Vedea toată viața lui, unde a greșit și se ducea și punctual îi spunea ce are de făcut și care e situația, cum îl cheamă, știa tot. Nu, poate nu fi adevărat e. Așa ceva? Asta e prea simplu, lui se numea asta, dar mulți poate să facă și nu neapărat creștin. El schimba viața în întregime celui cu care el vorbea. Dacă vorbea cu cineva, vorbea pentru că vedea ceva în viitor și spunea niște lucruri, poate eu nici până acum n-am înțeles foarte clar ce a vrut să zică. Mă apropii un pic, acum că vorbesc cu tine și dezvălui niște lucruri, cumva fac ce îmi zicea el mie să fac, adică să dezvălui niște adevăruri. Dar nu e suficient, el schimba viața omului. Aici e minunea. Păi noi eram pe acolo niște tineri cu chitara, ce dacă eram la seminar? De poate ne făcea mult dintre noi, au ajuns în alte zone, nu neapărat preoți. Deci nicio legătură cu vocația. Ne-am simțit bine, e o școală mai așa, militaroasă, dar de aici și până la faptul că te întâlnești cu Arsenie Boca, care vorbește cu tine, niciodată nu arunca vorbele aiurea, nu era întâmplare. Dacă el vorbea cu cineva, omul acela cu care a vorbit i-a schimbat destinul totalmente, la 180 de grade. Asta se întâmplă cu cei care el a avut de-a face. Și nu este doar un sfânt. Părerea mea este forma smereniei absolute. N-a crâcnit nici la faptul și că... cât l-au bătut și cât l-au închis. I-au curat munca de traducere. Filocaliile sunt făcute de el și pe filocalie apare alt nume, nu vreau să zic ce nume. Filocaliile care le avem la 12 sunt semnate de altcineva. Era munca lui, el s-a dus în NATO, el a luat
manuscrise, el l-a traducerea alternativă la cea din Veneția, fiindcă sunt variante făcute de catolici care nu au nicio legătură cu realitatea, asta e altă poveste. Și el nu a crâcnit, n-a spus niciodată, vezi că de fapt e munca mea. Chiar de adună, scrie tu aici, că eu am probleme cu securitatea și nu o să le dea niciodată aprobare de tipărire. Treci tu numele. Și acea personalitate a rămas, dar măcar ar fi spus, domnule, noi împreună cu Arsene Boca, n-a fost menționat deloc. Arsene Boca, faptul că a fost integral munca lui, traducerea și interpretarea și tot ce a făcut el, și relația, că nimeni nu vrea să dea acele manuscrise, erau ca o bibliotecă secretă, că toate mănăstirile au așa ceva. A pus, a reușit să obțină acele manuscrise. Ia uite cine a apărut pe chatul nostru, chiar Diana, care zice așa: și mie mi-a dat părintele Singurov o piatră extrem de rară. Păi și de ce nu spuneți, părinte, treaba asta? O ține secret așa? Și noi spunem, asta este dreptul Ianei, dar spune, fiindcă eu nu pot să vorbesc în numele altora. Într-adevăr, există pietre cu apă în ele de milioane de ani. Iar informația din acea apă ajunge direct în subconștient. Informația îți face o conectare directă cu străbunii, indiferent unde ai fi. Te însoțește, fiindcă noi suntem apă. Și apa din pietrele care sunt de aici, niște pietre cu niște rezonanțe, niște pietre secrete, așa cum sunt craniile de cristal. Lui sunt toată lumea și ele, când se vor fi la un loc, vor schimba cumva rețeaua cristalină a planetei. Așa și pietrele astea, pietre cu apă în ele. Ele sunt cristale de cuarț în care este apă, lichid, apă de milioane de ani acolo, cu toată informația universului de atâta timp. Vibrația și puterea acelor pietre este extraordinară. Deci, practic, cine deține acea piatră nu mai rătăcește niciodată. Adică este atât de fixat în adevăr și în ce trebuie să facă, încât nu mai are nicio... Da. Nu știu dacă trebuia să zică Diana asta. Nu trebuia dacă să zică. Nu ne trebuie să ne fie frică. Ce Dumnezeu, domnule? Acum, ce că zic, doi, trei acolo, că sar în sus, că nu-i convin la orice spuneam noi. Domnule, adevărul este unul singur. Doi, trei la emisiunea asta probabil s-au uitat deja 100.000 de oameni. Deci până mâine probabil se vor uita câteva sute de mii de oameni. Nu ne interesează pe noi că există opinii și altele decât cele pe care le au cei care se uită cu plăcere la o asemenea emisiune, din care nu este nevoie să ia totul ad literam, pot să se racordeze și să extragă exact acele informații care li se potrivesc lor. Și acum, în final, am să vă spun o poveste. Eu am avut două cristale de cuarț, deci imense, cam așa, mari, și ca grosime, cam așa, aduse din țări îndepărtate. Brazilia. Și nu, din Thailanda. Și au fost cioblite. Deci le-am ținut ani de zile. Și să știe că forma lor originală nu trebuie contrafăcută. Așa. Și ele au fost cioblite la un eveniment pe care l-am avut eu când aveam televiziunea Zeus TV pe vremuri. Am făcut un eveniment acolo și am adus cristalele să le vadă. Și niște inteligente de fete, între care una mai băgăcioasă e așa, le-a luat, le-a sucit pe acolo și le-a cioblit pe amândouă, exact în vârf. Și pur și simplu a trebuit să le arunc. N-am mai avut ce să fac cu ele. Pentru că cristalele de cuarț, dacă nu sunt în forma lor originală, ele își pierd din propriu zis putere, modificându-și forma. Și acum regret că s-a întâmplat chestiunea asta, dar a fost un avertisment. Ulterior, peste timp, individa cu pricina pe care eu o consideram o prietenă, mi-a făcut niște lucruri foarte urâte. Deci cumva cristalele, ce s-a întâmplat cristalelor, a previzionat ce urma să se întâmple în sfera relațiilor dintre mine și personajul cu pricina. Deci cristalele de cuarț sunt extrem de importante și ca stocare de informație și ca prezență. În anii 90 am avut un cristal de cuarț cam așa de mare, pe care l-am purtat la gât cu o
sfoară de cânepă, da, timp de câțiva ani. Timp de câțiva ani, după ce l-am purificat, bineînțeles, l-am purtat timp de câțiva ani. În perioada aia, eu nu am mai băut nici măcar o singură bere și nici în ziua de astăzi, de atunci, din 1991, eu n-am mai băut nici o singură bere, nu am mai fumat, nu am mai băut cafea și dintr-o zonă de copil zvăpăiat am ajuns eu, ceea ce sunt. Nu știu dacă a fost de vină cristalul de cuarț pe care îl purtam eu la gât, dar era totuși o cârjă. Uneori, oamenii când nu pot, singuri, trebuie să se agațe de ceva. Eu m-am agățat de un cristal de cuarț și de o bibliotecă citită. M-o fi ajutat, nu m-o fi ajutat, nu știu ce să zic. Dar aș zice că n-am ajuns rău. Poate că se putea și mai bine, dar cum am spus altădată, m-a stricat gura. Puteam să fiu ministru, prim-ministru, orice, dar m-a stricat gura. Mi-a plăcut să spun așa ce credeam eu despre unul și despre altul, fix verde în față. Și chestia asta costă. Așa că aveți grijă. Dacă vă luați crucea în spate și vreți să urcați Golgota, spuneți numai adevărul. Să vedeți cam câte nenorociri o să se abată asupra voastră. Dar dacă le duceți bine, cândva odată sigur că veți fi răsplătiți. Nu e niciun fel de problemă. Chiar îmi pare rău că uneori am mai evitat să spun adevăruri. Nu că aș fi mințit neapărat. Dar se mai numește o chestiune, o atitudine minciună prin omisiune. Eviți să spui anumite lucruri care sunt extrem de periculoase. De ce evit eu să spun anumite lucruri? Nu am probe. Și din perspectiva mea de jurnalist și din raportându-mă la deontologia profesională, nu le pot spune. Pentru că nu am probe. Și vizează anumite persoane care sunt în viață, care sunt în arcul puterii și nu pot să probez ceea ce știu. Asta, credeți-mă, e cel mai frustrant. Când vezi că oameni care te conduc sunt la un nivel intelectual submediocru și niște semidocți și sunt putrezi de corupți, de nesimțiți și n-au nicio treabă cu patriotismul, cu iubirea de țară, cu agenda publicului și altele asemenea. Dar să nu dăm în politică, un cuvânt de încheiere, părinte Singurov, că iată, 2 ore și 57 de minute, chiar nu mi-aș fi imaginat că o să stăm împreună 3 ore în această seară, dar vă anunț că avem 4800 în acest moment, deci tindeam să ajungem la 5000 de urmăritori pe secundă. Nu o să așteptăm până atingem 5000, o să ne oprim totuși cu promisiunea pe care v-am făcut-o și altă dată, că părintele Singurov va mai veni la emisiunile noastre, dar vine și dumnealui când poate, vă puteți imagina. Fiindcă vedeți ce se întâmplă. Dacă mă lași un minut atâta, mi-aduc aminte, mergeam și pe la Mănăstirea Caraiman. Știi că acolo era părintele Gheronte, mulți îl știu. Un suflet blajin. Nu era el așa bătăios ca noi, dar săracul vorbea cu Maica Domnului tot timpul și se ascunsese într-o peșteră. Că îl trimisese Maica Domnului să-i facă o mănăstire prin Bucegi. Și unde Maica Domnului? Până când i-a arătat exact zona aceea unde unii vreau să facă un hotel extraordinar. Și atât de mult dușmani avea și a zis, ce să fac Maica Domnului, că sunt chiar din sânul bisericii, sunt puși, sunt plătiți. Sunt... Și a dat o rugăciune când s-a trezit din contemplație, a avut o hârtiuță în mână care era scrisă rugăciunea asta. Doamne, întoarce la bunătate și la rugăciune pe toți vrășmașii mei. Rugăciunea asta trebuie să avem tot timpul în suflet, pentru că oamenii care sunt contrari la orice, nu e vorba de mine, de tine, Luis, de orice, oamenii ăștia contrari, nu, ei sunt niște victime. Victimele proprii ignoranțe, victimele unor entități care îi folosesc. Ei sunt doar cărăușii unor entități, unor energii. Sunt oameni în suferință. Oamenii aceștia care sunt violenți la orice, ca și cei care au venit la Sfânta Parascheva,
ei sunt în suferință cumplită. Ei nu au cunoscut bucuria, fericirea, iubirea, ei nu sunt în starea asta. Ei nu au cunoscut pe Dumnezeu. Și atunci e clar că noi dacă ne rugăm pentru națiune, pentru neam, pentru spiritul neamului strămoșesc, că tot să fie trezit spiritul ăla, să lupte prin noi, involuntar, automat, clar că și pe ei înglobezi. N-ai cum să-i separ, decât dacă Dumnezeu hotărăște cumva. Dar până atunci, tot să-i purtăm și pe ei în rugăciunea noastră. Și mă rog pentru mântuirea lor, pentru luminarea minții, să descopere și ei ce înseamnă să vorbești cu Dumnezeu. Să descopere și ei bucuria aceea extraordinară când Dumnezeu să răspunde. Chiar când te ceartă. E o bucurie. Dumnezeu să răspunde Dumnezeu, chiar dacă îți dă cu leuca în cap și 30 de nu te vezi. De răspunsul Dumnezeu și zici, Doamne, iartă-mă și îți mulțumesc că mi-ai dat un semn. Lucrul acesta să ne rugăm ca și să cunoască și cu siguranță când vor ajunge acolo, nu vor mai avea nevoie de niciun argument rațional de niciun fel. Vor înțelege spontan. Orice vei vrea să zici, ei vor ști dinainte. Da. Ne oprim aici, dragi prieteni. Mulțumim părintelui Adrian Singurov pentru că a fost cu noi, iată, fix 3 ore în acest moment, pentru o corectă abordare și din punct de vedere numerologic, ne vom opri la fix 3 ore și data viitoare, sigur că da, atunci când vă vom mai vizita împreună, vă anunțăm din timp. Mulțumesc mult pentru prezență și ținem legătura, oameni buni. Doamne ajută tuturor! Sănătate, o zi luminoasă!